Bine v-am găsit, dragii mei! Din nou luni! Din nou! Lucruri simple! Vreau să vă fac viziunea mea de apă minerală cu apă plată. Se deschide apa minerală, se deschide apa plată și se combină. Ce iese? Un podcast extraordinar! Stop! A venit? A venit, dragii mei! Astăzi stați acolo că vine un om senzațional. El este DJ, este cântăreț, este instrumentist, este one man show, are talent și se numește, a venit, și se numește Andy Moisescu. Rămâneți acolo, începe emisiunea. Băi, eu cred că mă apuc de imobiliare. Da? Cu cuvânt. Facem turneul ăsta și după aia îl reiau și eu, dar cu diversi clienți. Deci exact. Ce putem să vă oferim? Avem un... birou 2, 3, 4, un hol, o iau în sus sau în jos? Nu. Ah, deci aici doar mi-a arătat că există un loc, dar... Da, este și biroul al domnului Obregiu. A, însuși? Da, însuși. Bine că mi-ai zis că nu îndrăzneam. Iar acum... Și aici ce? Autografele astea de la cine sunt? Bă, de la diverse, la cine, cu cine am prins. Prietenii lui? Da, câțiva. Bă, ce mă, că e o întreagă poveste aici. Dacă ai ochi buni, ceea ce nu mai e cazul meu, dacă și asta e acordată, deci jur, dacă și asta e acordată... Bă, nu cred, mă! Aproape. Așa, mamă, mamă, ce nebunie, frate. Băi, eu nu știu ce mi se întâmplă. Scuze, mi-am adus și ochelarii, că am zis că e mai bine așa. E bine să ai ochelarii, să ai... Bă, restul... că eu nu cred că ne trebuie, mă, Horia. Ba da, pentru că... Păi la cât de tare vorbești tu, te aud oricum, frate. Eu vorbesc tare, mă. Eu... Zic, colegi, vorbesc că tare? Nu, mă. Eu sunt ca briza unei veri. Nu, mă, tare în sensul că de apăsat, adică ce spui, spui lucrurilor pe nume, nu așa orice... Tu, în general, ai mai fost la 2-3 podcasturi. Păi, dar stai puțin, că eu cred că nu mai avem foarte mult până... Ce zic eu, că nu mai avem foarte mult? Deja am depășit stadiul. Păi toată lumea face podcast, mă zic. Toată lumea face podcast. Da. Chiar zilele trecute am invitat o actriță și mi-a zis că nu pot, am podcast. Zic, ok. De unde a început să simt așa primele? Simți când ai podcast. Mă, e așa ușor. E ca un fel de, băi, îmi fac și o trupă. Fă-ți. Nicio problemă. Dar mie îmi place chestia asta. Da, bă, chiar mă, că s-a schimbat. Pe vremuri așa e, pe vremuri lumea își făcea trupă. Acum își face podcast. Da. Cred că e mai simplu podcast de aia. Ce va fi în viitor? După podcast? Ce va fi în viitor? Peste 5 ani. Îmi fac ce? Păi trebuie să ne gândim. Să vedem cum se duce, s-a dus așa, vorbă, muzică. Băi, eu zic că la cum se duc toate uneltele astea pentru... Exact. Da. Așa m-am gândit, da. Ce faci, mă? Păi, ce să fac? Mi-am făcut 2 lungmetraje aseară. Mă plictiseam. 2, mă? Da, și mă. Cu ce m-am apucat de primul, mi-a venit ideea celui de-al doilea, m-am apucat la al doilea. Și când le lansezi? Nu, păi sunt lansate deja. Da, mă. Păi, săptămâna asta am fost la Ramon. A, ce drăguț, da, și eu am fost la Ramon. Cum a fost Ramon?
Bă, exact așa cum îl știi, să știi, eu nu l-am găsit schimbat. Adică față de prima versiune, prima nuntă pe care a avut-o, mai ții minte, filmul de scurtmetraj pe care l-a avut. Mă, nu, eu pe ăsta nu vreau să fac acum comparații între ele, că l-am proaspăt în minte pe Ramon ăsta mare și lumea așa. Poate nu l-a văzut pe ăla mic și atunci de ce să-i da, mai da, da, și ăsta cum e ăsta mare? Ăsta e Gingaș, și așa mi s-a părut mie. Nu ți s-a părut că e Gingaș? Oh, și că, cum ți s-a părut Titanic? Gingaș. Și nu, Ramon, e Gingaș, mă, ăsta e plăcut, așa e. Poți să ieși cu copii, cu... E pe cuvântul meu, dacă nu am regretat că nu m-am dus acum 10 ani să fi fost ăla micul la 7 ani, că spun sigur că îi plăcea. E... Mie așa mi se pare că e un film, am avut sentimentul așa, dacă vrei să vorbim puțin și despre el. Când a început filmul, mi-am adus aminte de BD-uri, de seria BD-urilor. Corect, da. Mi-am adus aminte de Neamărit Miliardar, cumva, știi, când era la început așa. Și după aia, brusc, am avut revelația că, bă, ăsta ar trebui să înlocuiască Home Alone. Home Alone? Da. Așa-l văd eu, nu știu. Anzweidrei, polițai. Da, și de Crăciun, și de Paști, și de... Mă rog, ce să mai poartă pe la român? Nu-ți botezuri, întreruperi de moți. E pentru prima dată când fac chestia asta, fii atent aici. Ia. Yeah. Filmez când pun vinul. N-am făcut asta niciodată. Da, atâta. Iartă-mă. Atâta. Băresc că îl bei așa. E ca la bărci, să știi. Cuplu maestru sau beam în engleză, cum îi zice la barcă, vezi unde e cel mai lat paharul. Acolo trebuie să te oprești. Păi nu e așa, mă, normal. Așa e de bun simț. Bine, pentru... și acum după ce am făcut figurile astea de cunoscători, să zic, auzi, bă, dau un sifon să-i rupe molecula în aer. Ba, da, mă! Băi, sigur, mă, că am sifon. Are, mă, băiete, mă. Stai, mă, că tu, am crezut că vrei să ne și batem cu ele. Nu, dar asta era o schemă. De ce ai îndreptat tu asta spre mine? E vreo, ce vreo vorbești, chestie? Mă? Uite. Da, mă, știu. Da, băi, asta, ce? Deci fii atent aici. Nu cred, mă, ce cameră e asta, Hori? Termină chestia asta. Să joc pe asta. Nu cred, bă, o cameră așa mică, mă. Termină, mă, eu n-am văzut astea. Așa ceva, pe cuvântul. Numai la serviciile secrete. Da, mă, hai noroc, ia să hai vedem. Să, bine ai venit, a venit Andy, băi! Stai, mă, ușor, că dăm un microfon, ai răbdare. Stai să vedem. A venit, ia mai mânați, băi! Ce faci, mai dat în pahar cu numele tău pe el? Domenii Lăcuza. Ai văzut? Născut după o lună după ce s-a născut marele Horia Brânciu Augustus. Așa apropiat suntem noi, da, de mă, mici. Da, mă. Bă, nu mi-am dat seama că doar o lună ne desparte. Nu! Două! Două luni, mă. Două luni, asta mă. Asta vreau să zic și eu. După două luni, după ce practic evenimentul central al omenirii. Dar tu ai fost primul? Tu ai fost primul? Da. De ce te-ai grăbit, mă? Bă, cineva trebuie să fie... pionier. Cineva trebuie să testeze cum e viața. Păi eu cred că pionieri am fost amândoi. Auzi? Sincer, cea mai înaltă funcție pe care a obținut-o în detașamentul de pionier? Păi, șnur galben. Am fost comandant de... Da, cred că de clasa a doua, de detașament, da, se chema. Un fel de șeful clasei sau ceva de genul ăsta. Dar bine, pentru o perioadă scurtă de timp. Nu contează. Da, mă. E ca și când ai obținut, nu, Serghei Bubca. Mai vorbești acum cineva de Bubca nimeni. Da, dar mă, a fost. Nu mai, așa deci, e, ai dreptate. Băi, când o vedeam, aveam o colegă. Da. Avea ăla cordonul galben care parcurgea tot pieptul. Și eu tot de aici, tot de la o colegă am plecat. Aveam o colegă. Și da, ambiționat. Da, mă, nu. E, îmi plăcea de ea, nu, asta era șmecheria. Și m-am gândit eu că așa o impresionez. Te rog, spune-mi cine este. Colega? Da, cum o cheamă? Cum o cheamă? Păi tu ești de la evidența populației acum, poate femeia cine știe, poate nu vrea să se știe, poate vrea să rămână secret. Vrei să păstrezi relația? Știi că nu am mărturisit niciodată? Ei, băi, ce? Noi suntem la fel. Uite, eu fac mărturisiri către o fată. Așa? Și tu către o fată. Fiecare cu fata lui, gata? Băi, Horia. Okay. Pe-a mea o cheamă Mihaela. Tu te-ai uitat în buletin? Băi, noi avem... Am sărit, suntem în repriză a doua, mă. S-a fluierat de pauză. Care e problema ta? Tu știi că sunt eu... Speedy Gonzales. La 50 de ani. Lasă-mă cu 50 de ani. Că ne-a venit mintea la cap, mă. 25 împreună fac 50. Bine, mă, ca să nu, eu încep ca eu. Să te surprind și mai tare. Și pe a mea tot Mihaela o chema. Nu cred așa ceva. Fiane, Mihaela. Îmi aduc aminte perfect de sarafanul tău când ieșai la tablă. Și cred că nu e niciodată prea târziu să spun că te-am plăcut foarte mult în școala generală. Abia aștept să ne vedem la Brașov și sper că într-o bună zi să pot să fiu cu tine față în față și să-ți spun toate sentimentele mele. Niciodată nu-i prea târziu să spui ce ai pe inimă. Te sărut, Mihaela. Excepțional. Aplauze. Deci, băieți, chiar ne-a ieșit asta. N-am avut, am inventat-o ca să poți să faci tu mărturisirea asta. Ce
coincidență. Și domnul Joana, tot Mihaela. Dragii mei, tu absolut... trebuie să începe așa, mă, Mihaela, dragostea mea. Dragii mei, las că mă răzbunim acum pe tine. Invitatul nostru de astăzi a fost Alexandru Andi Moisescu, născut pe 26 octombrie 1972, absolvent al Facultății de Mate și Info a Universității din București. Are o soție, Olivia, doi fii, Luca și David, un frate, Tudor. Acesta a fost interviul nostru, podcastul s-a terminat. Te sărut, Mihaela. Exact, exact. Și de fapt totul a fost pus la cale și acum să apară Mihaela invitată și să-mi zică mersi frumos, Andy. Eu am avut niște rețineri să vin la Horia. Acum că și tu ai fost de acord să vii să-mi faci introducerea asta, e o treabă. Și pentru că trebuie să dăm lucrurilor pe nume și cărțile pe față, fața asta mi se pare senzațională. Asta e de pe la 3 ani, mă. Da, e... O să-mi spui și acum că în grădiniță ai avut și tu, dar nu ai spus nimic. E, nu, că n-am fost chiar așa de precoce, adică nu, cred că de pe la școală totuși am început să fiu mai atent la ce se întâmplă în jur. La grădiniță, eu am făcut grădinița Mangalia Horia, deci eram fascinat de, eu acolo am copilărit. În Mangalia? Da, 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 sunt și copii mai necăjiți pe lumea asta, eu am copilărit la Mangalia, adică am avut mare noroc, asta vreau să Mangalia, zic. Mangalia, cum era? Există un imn, da. Da, mă, există. Cum era, mă, Mangalia? Mangalia, taranana, Mangalia. Nu cunosc, dar știu că există, adică la un dat cineva mi l-a arătat și mi-a zis, da, că are orașul și... Asta e o poză făcută chiar acolo. La Mangalia. Da, mă, pe fareză. Băi, pe fața ta se citește că la 3 ani de zile erai cel mai vesel copil din lume. Băi, eram, că am avut o copilărie excepțională. Tu îți dai seama ce înseamnă să copilărești la malul mării, pe litoral. Deci asta e explicația, mă. Da, mă. Acum aflând chestia asta mi se... Băi, și știi cum era Mangalia atunci, Horia? Neckerman. Neckerman? Neckerman, tată. Dar pentru, eu o zic pentru acum pentru generația noastră. Erau marinarii care veneau și... Era o lume cu totul aparte. Nu știu cum era Bucureștiu, că Brașov, eram prea mic și veneam foarte rar. Brașov, cred. Nu, stai mai puțin. Brașov, oricum. Brașov, Sibiu, Timișoara, Cluj. Vorbim de România, tu acum am zis să vorbim de Occident. Păi da, dar ca în contrapartidă, Brașov era plin de căprioare, urși și cerbi. Litoral. La noi erau turiști mulți, într-adevăr. Foarte străini. Plăcut. Erau și turiști străini, da. Adică aveam șopurile alea pe valută de mergeam și ne lipeam toți nasul la ele, știi, să vedem ciocolată, gumă de mestecat, mă rog, ce nu se găsea pe nicăieri, se găsea acolo. Doamne, ce șop. Era interzis. Dacă erai la șop, deja erai pasibil de închisoare, numai dacă intrai până în piciorul șop. Ei, eu știu, era chiar așa, că totuși angajații la șop erau vecinii noștri. Da, da, știi foarte bine că era o meserie de turnător. Și asta s-a întâmplat de foarte multe. Vezi că l-am văzut pe la shop. Că avea 5 dolari. Da, și la revedere. Dar de unde ai tu, mă, 5 dolari? Că n-aveai voie să ai valută pe eu sunt aia, Billy, da. Joe King. Da, sunt, mă, da. Da, bă, era mișto la Mangalia. Tu îți dai seama că era... Noi stăteam pe fostul bulevard 30 decembrie, actualmente 1 decembrie, la vreo 10 minute de plajă. Și veneau toate rudele la noi în vacanță și era balamul cu maxim de pe la 1 iunie până pe la 1 septembrie, că ținea sezonul pe vremea aia, că ținea bine, nu știu cum naiba. Deși, practic, ținând cont că acum e încălzire globală, atunci ar fi trebuit să fi fost răcire globală, dar, e bine, dar nu invers știu acum cum era, că era bine. Da. De pe la 1 iunie începea să fie cald. Da. Tu îți dai seama că noi am trecut prin schimbările de veac, mileniu, da, încălzire globală. Practic, da, tot ce a fost în copilăria noastră nu se mai adevărește în senectutea. Da, mă, noastră. Și deși nu pare, am avut și coșuri și noi la un moment, să știi. Aveam un coș de basket senzațional. Exact, dar nu prea aveau, cum se cheamă? Plasă, știi, că aia cam dispărea. Da, prima. Tu voi n-aveți așa la Brașov? Nu, că voi erați pe civilizație, mă. Doar la noi șuteau copiii, bineînțeles. La noi, unde s-a făcut prima școală românească, noi ne nășteam cu tiparnița lui Gutenberg în mână, mă. Păi tu nu vezi, mă, că eu mi-am dat fotoliul ăsta mai jos ca să te privesc de jos în sus, așa, să mă uit la tine ca la... Scuze-mă, pot să te ating? Nu. După această manga, așa cum am dat seama că tu, practic, dacă te-ai născut și ai copilărie la Mangalia... Am copilărie, sunt născut în București și datorită unei conjuncturi fericite pentru mine, da, mama fiind foarte tânără, am fost preluat de bunici direct din maternitate și dus direct la Mangalia. Și când te-ai întors în București? Când am început școala. Deci toată grădinița, tot ce a fost mai frumos. Primii 7 ani de acasă i-am petrecut în Mangalia. Tu pe plajă, eu în pădure. Ne înțelegem împreună, eu zic că iese bine. Practic suntem un concediu perfect. Noi amândoi. Dacă mă întrebi. Da, iartă-mă, vin acum în anii 90 brusc, pentru că atunci, și vreau să mă corectez dacă greșesc, ia,
Din nou, un punct care, cred că primul punct care este un numitor comun al amândurora este vorba de Costinești. Acolo a fost primul tău radio. Primul meu radio a fost în București, la Unifan Radio. Da, tu ai, am înțeles că ai debutat la Costinești efectiv. Adică primele cuvinte pe radio unde s-au spus? În București, la Unifan. Și Costineștiul ce treabă are cu chestia? Costineștiul e, dacă vrei, deschizătorul, e ce a fost înaintea Pro FM-ului. Deci povestea mea cu grupul Pro, dacă vrei, că nu puteam să zic Pro TV, că nu era inventat la vremea respectiv. Demarează la Costinești, așa e, într-adevăr, în vara lui 1991. Dar eu la radio prima oară am zis primele prostii în primăvara lui 90. Atunci am scăpat păsărica pe emisie, ca să zic așa. E interesant pentru că și am fost invitat din greșeală, mă rog, eram galerele studențești în 93, da? Și când am intrat în radio vacanța la Costinești, bă, pe aici a trecut Andy Moisescu, era așa un parfum. Da, cred. Era așa un parfum. Da, da, da. Și am zis da. Că ăsta trebuie să fie Andy. Fraților, acum Andy o face o demonstrație, pentru că inevitabil, cunoscându-i foarte bine biografia, în afară de Mangalia, că am omis-o. Da. Asta am ținut-o eu secretă. Andy era, când era tânăr, el vindea ziare. Și, potrivit propriilor spuse, avea succes. Acum, vreau să te rog, pentru că nu e ușor ceea ce te rog. Vreau să mă arăți cum făceai. Eu când am început în prima zi, am avut un succes teribil. N-am vândut niciun ziar. Și am avut succes după aia, că n-am mai avut de ales. Eu am ajuns să vând ziare pentru că nu aveam bani să merg vara la mare. Îmi spusese maică-mea, a dat cărțile pe față și mi-am spus, uite, că n-are rost să te păcălești, să te mint. Nu, vara asta chiar n-am cum să-ți dau niciun ban, deci... Și eu am zis, bă, stai puțin, vine vara, toată lumea pleca la mare. Correct. Chiar la Costinești se punea problema să plecăm. Și ce facem? Facem noi un fel de meeting așa în clasă, îți dai seama, era în clasa 11. Și ce să facem? Proaspăte și după... din Revoluție, cum ar veni, din decembrie 89, da. Și se citeau ziare ceva într-un... Băi, citea lumea ziare, cum să zic, să încerc să-mi dau peste seama... Peste tot, în toate stațiile cum, de toate stațiile posibile. Cum stau astăzi să pierd timpul aiurea pe TikTok. Exact cum țineai telefonul, țineai și ziarul. Cum fac acum pe TikTok, exact pe vremea aia se citeau ziare. Și, bă, am ajuns la concluzia, bă, asta e soluția. Hai să ne apucăm să vindem ziare. Și am împrumutat niște bani, de la un chimiu, că nu aveam. Aveam două variante, să mă duc să las buletinul, să iau ziarele și după aia când adunam, după ce le vindeam, duceam banii și câștigam, nu știu, din ei, o din sumă mică de tot. Sau cumpăram cu multă încredere ziarele cu banii jos și după aia îmi rămâneau mie, nu știu, peste jumătate din preț sau ceva, o treime din le preț. Le vindeai cu un preț mai mare? Nu, sau nu, le luai în gro. Le luam, am luat 1500 de ziare, am plătit, sigur, să zicem că era 3 lei ziarul la vânzare, da? Am plătit doar 2 lei pe el, că un leu îmi rămânea vie. Mie. Și când vindeam, practic... Dar era mai mult. Riscul să nu vinzi cele 1500 de ziare. Băi, eu nu m-am gândit la asta. Eu vă spun sincer că pe ăsta nu l-am luat în calcul. Nu mi-a zis nimeni așa ceva. Eu le-am văzut așa, deja vândute. Adică am zis, bă, 1500 de ziare, cât pot să iau? 2-3 ore. Și să-i dai seama că trebuie să fie puțin marketing la... Am împrumutat 1500 de lei, un chimiu, îți dai seama ce a fost în mintea lui, mi-a dat și banii. Mulți bani. Mulți bani. Mulți bani, mă! Fă o socoteală. 2 ori 1500. 90, în anii 90. Mă doare și sufletul. Și am ajuns la tipografia Universul 4 dimineața, și acum mi-aduc aminte, era 4 jumate așa. Și am cumpărat, mai eram cu ceva, și am cumpărat fiecare câte 1500 de ziare. În primul rând, eu nu mi-am pus problema cât înseamnă 1500 de ziare. Băi, e un tank așa, dar vrei să zic stivuit că era săptămânal. Și greu de leșin. Și am luat primul tank, al doilea tank și cu al treilea zic, bă, pe ăsta cum dai, bă, iată-mă, îl mai agăs de aici, înțelegi? În fine, m-am târnuit cu ele cât am putut și mintea mea a fost că o să rup piața la stația de metrou Piața Unirii pe culoarul ăla dintre 1 și 2. Așa, îl știu perfect. Tată, m-am stat acolo, deci uite așa trecea lumea, dar nu se oprea unul, că era toată lumea grăbită, îți dai seama. Și atunci? Bă, n-am vândut nimic, că nu vreau să... Long story short, în prima zi n-am vândut nimic. M-am mai mutat. Ce noapte albă să la magazin avut. În față, la cocorul în față. Nimic, da. Bă, și când am ajuns acasă, era maică-mea încă nu venise de la serviciu, lucra la o întreprindere în platforma Pipera și... O zic, bă, ce fac acum? Apropo, le-ai luat acasă, ca să nu le pierzi, ca să nu normal. Normal că le-am cărat și acasă. Deci 1500 au fost luate acolo, după aceea acasă, perfect. Și stai puțin că după eu ca să vând am desfăcut din ele, am tăiat șnurul de la unele, le-am pus pe mână, aveam mâna asta și acum am aminte neagră de la cerneală, că să lua cerneala. Dar eram nemâncat, nu băusem nici apă, nimic, că nu mai aveam bani la mine. Cu toți banii cumpărasem ziare.
Și am ajuns după, la vreo 3 după amiază, plecat de la 4:30 dimineață, deci aproape 12 ore, fără să vând niciun ziar. Mama venea pe la 5 acasă, ajungea de la serviciu 5:30. Bă, zic, ce Doamne iartă, ce să-i zic, adică cum să... Și am avut o clipă, să știi, mi-a trecut până cap la un moment dat că, băi, eu las tot și fug din țară. Că nu știu, frate, cum să rezolv asta, adică mi s-a părut că e mamă. Și stai puțin, iartă-mă, ziarele erau doar pentru ziua respectivă? Nu, ăsta era avantajul, că am cumpărat săptămânal. Mă. Bravo, mă, Dumnezeu, bravo, mă, bravo, a fost Dumnezeu bă, deasupra, bă. Frate, da. Băi, să, băi, acum am rezonat cu povestea ta și eram acolo. Tu-ți dai seama. Am ajuns, în fine, a venit maica mea acasă și când le-a văzut pe alea, a zis, ce-i cu asta aici? Ce-s? Și i-am zis, uite, am făcut eu prostie, m-am gândit eu că fac rost de bani, am împrumutat bani. Băi, nebunii la cap, și cum, ce facem cu astea? Păi, nu știu, că zic, n-are o să vând niciun ziar, eu am crezut că le vând în 2 ore pe toate. Mamă, intră și maica mea într-o panică de asta nebună, că n-avea de unde să dea bani, adică ți-am zis, tocmai îmi spusese că n-are de unde să-mi dea niciun ban, deci de unde să mai scoată 3.000 să dăm înapoi bani? Și zice maica mea, bă, fii atent ce fac. Ăștia oricum te știu pe tine de mic. Iau ziare și le vând la serviciu, le zic, le povestesc problema, drama pe care treci. Și așa a făcut, a luat și mama niște ziare. 100, 200, 300. 20 de ziare cred că a vândut, ceva de genul. Și cu restul? Și le-a povestit, ăia de seama, oamenii erau, vai, nu pot să cred că îi se întâmplă. Au mai multe, mă. A vândut și ea, nu știu, 20 de ziare pe la serviciu. Eu m-am dus cu aceeași cheie emoțională la capătul troleibuzului în cartierul Pajura. Unde nu e nimeni acolo care vinde ziare. Mă, nu era, la vremea aia chiar nu era, m-am așezat și mă recunoșteau oamenii din cartier și auzeam cum șușoteau și făceau eu. Bă, săracul Andy, ce greu, ce rău o duce, a ajuns să vândă ziare, știi? Și au mai venit, am mai dat și eu vreo 10-15 ziare, dar din 1500 hori au un 30 de ziare vândute după prima zi, îți dai seama, e eșec total, adică așa. M-am întâlnit seara cu maica mea și când am întrebat, tu cât ai vândut? 15 ziare, 20 de ziare, eu 15 la fel. Și? Mamă, ce nu e bine. Nu e bine că nu o scoatem la cap. Și zilele treceau, adică la corect, începea ducea să învechească, expira. Chiar și săptămâna expira. Mm-hmm. Bă, și în panica aia nebună, noaptea, nu știu, probabil prins de panică, așa am adus să mă culc în încercarea de a fi măcar odihnit, zic, azi, că a doua zi găsesc eu o soluție, mi-am adus aminte de pistruiatul. Cum ținea ziarele și urla titluri. Muzica, tro. Din pistruiatul, păi tu crezi că... Bine, știe tot el ce se doamne. Și eu bine. Bravo. Deci din pistruiatul, da? Da, mă, din pistruiatul. Mi-am adus aminte cum striga la și zic, bă, asta trebuie să fac, mă, să stric titluri din ziar. Și desfac repede, deschid repede ziarul și aici m-am pus să citesc. Da, m-am pus să citesc. Păi și nu era niciun titlu. Erau niște titluri anoste pe vremea aia de, bă, săreau măsărele, adică n-aveai ce... Și la un dat mi-a picat ochii pe un articol despre un posibil cutremur în Europa de Est. Și acum mi-aduc aminte. Citesc și într-adevăr era așa, domne, când s-ar putea să întâmple, probabilități, și la un moment dat scrie așa, în România era și un paragraf mic, vreo 3 rânduri așa, ce s-ar putea întâmpla în România. Bă, zic, gata, mă, am articolul. Titlul se cheamă Cutremur în România. Zim cum ai strigat. Exact așa. M-am dus a doua zi la coloane, la metrou, la Piața Romană, am pus iarușea și am început. Cutremur în România. Mamă, se opreau ăia toți. Buf! Și făceau, nu cred. Ba da, domnule, uite articolul aici. Arată-mi că e despre România. Și eu, pac, puneam degetul unde scrie acolo. Ăla vedea cutremur în România. Fraza era acolo, înțelegi? Gata, mă, le lua. Băi, Horia, am vândut într-o zi tot. Deci până după amiază, când au ieșit oamenii de la birou, am vândut toate ziarele. Gata, s-a terminat. S-a rezolvat problema. După aia am zis, am găsit cheia, mă. Așa trebuie făcut. Cu curaj m-am dus frumos, acum aveam bani, n-am mai trebuit. Înțelegi? N-am înapoiat încă banii, am înapoiat o parte din bani, adică tot ce făcusem eu profit, i-am dat înapoi și m-am dus cu restul și am mai cumpărat încă 1500, că am zis că mă prind din urmă. Și m-am dus încă 1500 și de data asta nici nu m-am chinuit. M-am dus, am luat ziarele întâi, m-am dus, mi-am luat o cafea, am deschis ziarul, am citit tot, am făcut revista presei și am găsit iar titluri bune. Pe care le-am inventat, bineînțeles, le-am pus. Și după vreo 3 săptămâni din astea deja ajunseseră în vedete, eu și cu colegul cu care făceam performanță în retail-ul de ziare. Îmi vine să te pun acum să ai un ziar imaginar pe mână și să spui: ia podcastul lui Brânciu! Nu, cu tremur la podcastul lui Brânciu, Moisescu invitat! Știi? Acum... Da. Acum, cum să zic, școala asta de titlu de ziar a trecut printr-o sarafinat atât de tare încât... Crezi tu? Da, mă. Crezi tu? Da, mă. În continuare vin titluri mari care te plăznesc peste ochi? Da, mă, de la, cum să zic, de la celebra găină care a născut pui vii de pe vremea lui Cristoiu încoace, mi se pare că s-a rafinat, adică toată lumea dă titluri. Acum tu nu mai poți să citești de ele, practic totul e un titlu. Tu nu mai știi acum.
Bine, 99% dintre cazuri e doar titlul. Interesant că elemente din copilăria și din adolescență... Da, pare că eu am inventat clickbait-ul, dar nu știu dacă se definise la vremea aia. Inevitabil și nici nu știi cuvânt ca breaking news. Bă, nu știam nici marketing cuvânt, mă, habar n-aveam eu de nimic, îți dai seama ce aveam eu atunci în cap. Dar uite că acum mă refer strict la memoria ta fabuloasă și te întreb dacă știu unde ne-am cunoscut noi doi prima dată. Ia să încerc eu să-mi aduc aminte. Eram la radio? Ai venit tu invitat la radio cumva? Eu spun Călduț acum, da? Călduț. Călduț, deci nu la radio. Ba da, Călduț. La Pro FM, la ceva, nu? Continuă. Nu eram ceva prieten Pro FM salut sau ceva, vreo chestie de genul ăsta? Vineri. Da, păi nu vineri să ține emisiunea? Ba da, eu nu înțeleg de ce m-ai invitat. Pe tine? Da. Păi, dar tu erai deja... Da, dar nu înțeleg. Furor, mă, cu Robingo, păi sau... da, dar nu, tu, nu, eu... pentru că tu invitai doar oameni mai muzical, mai vedete de astea de televiziune, nu prea invitai, știi ce zic? Și mi s-a părut în 90, s-a întâmplat undeva în 97, 96, 96, ceapă acolo. Și prima dată când m-a invitat, ții minte că acolo la în clădirea respectivă era acolo masa. Ea nu mai există astăzi. Asta a fost demolată, da. Interesant că noi ne-am întâlnit-o pentru prima dată într-o clădire care a fost demolată. Da. I-a purtat noroc. Nu, mă, realitatea este că era o clădire foarte șubredă. Fostul minister al industriei constructoare de mașini, MICM, așa se chema clădirea, era pe Calea Victoriei. Da. Și era o clădire foarte șubredă. Eu știam de asta de când ne-am mutat acolo, de când m-am dus la radio, la Pro FM acolo. Și deși spuneau ea tot timpul, mă băie, să știți că aici intrarea e sigură, ieșirea... Și de fiecare dată veneam cu emoții și eram, Doamne, să nu pornească zguduiala cât sunt eu de emisie. Și erai în tot porni, tensiune maximă. Iar când m-ai invitat prima dată, pentru că tu ți-ai făcut strategia de seară de radio și la un dat m-am trezit lângă Artanul, pe care nu știam deloc. Da, mă. Și am stat liniștit așa, Artanul se uită la mine, de ce l-a invitat pe ăsta, un fel de virgul de genul ăsta. Așa a interpretat tu, dar el s-a uitat admirativ la tine. El s-a uitat admirativ și bănuia viitorul și zicea, paolo, când s-o apucă asta de cânta să vece. Și da, și probabil că de atunci i-a venit ideea cu n-a tolănit-o destul. De unde, ce legături? Uneori stau să mă întreb, cum le leagă Horia pe asta? Adică, ce-a vrut el să zică cu asta, cu tolănitul, cu... Da, prima zi de TV, o mai ții minte? Prima mea zi de TV? Da. La Pro TV sau la Rondul de Noapte? Că prima mea zi de TV cred totuși că a fost la Costinești, pentru că atunci când aveam radio în Costinești și emiteam din hotelul Forum, un etaj mai sus, în fostul apartament al lui Nicu Ceaușescu. Aici prin cadru. Nu, mă, aveam și un post de televiziune care se chema Rondul de Noapte și care emitea pe frecvența lui TVR2 după ce voi încheiați emisia. Asta era... Regula, nu-ți mai aduce aminte, era 1991, Horia. 91 eram încă... Eram, nu era încă în TVR-ul, da? Intram la facultate la TCM în Brașov. Da, nu era încă în facultate. În 93 am venit la... Ai început. Costineștiul, TVR-ul și am la revedere. Am înțeles, da. E, și acolo Adrian Sârbu a încercat cumva, ne-a încercat pe fiecare, a încercat să ne bage și cu fața, să vadă dacă e vreo șansă ceva. Și eu mi-aduc aminte că atunci am dat primul casting. Deci a venit o cameră, Radu Baba, cred că era operator, sau Hill, unul din ei, nu mai știu care. Bă, eu vreau să spun, când a ajuns la mine, a venit rândul meu să zic și eu, trebuia să spun doar cum mă cheamă și o prostie, încă o frază. Bă, eu când am văzut camera și când a dat la drumul la Rex, a aprins butonul la roșu, bă, m-am blocat complet. Deci nici să spun tu cum mă cheamă. Tu te-ai blocat prima dată? Complet. Și eram așa. Bă, și m-am oprit, m-am ridicat și am zis, bă, scuze, n-are rost. Nu mai insistați că n-are rost, frate. Și m-am dus direct și am zis, nu, eu... Și ăla făcea, hai mă, prostule, vină mă încoazi, mă încoazi, eu sunt Andy, ceva. Bă, nu pot, nu înțelegi că nu pot. Și aia a fost. Dar am impresia că la un moment dat, cumva, pentru împrejurare, a fost o emisie în care a prezentat el cineva echipa de la radio și atunci am apărut și eu. Cu o față, îți dai seama, speriată de bombe, de ziceam că vrea să mă omoare cineva, nu știu dacă o fi zis două, trei vorbe. Dar probabil apropo că de ceva bombe, am scăpat și eu. Pentru că am și fața ta de bombe. Tu ai precis fața mea de pe la ora 7, bună dimineața. Da, dar eu față de... Doamne și domnilor, cu siguranță vă aduceți aminte de Prison Break. Sunt aproape? Uite. Bă, tu râzi acum, dar uite...
în poza asta eu semn foarte bine cu fiul la mare. El s-a tuns acum, mă rog, în urma unui pariu a ajuns la varianta asta în care s-a tuns exact așa cum o vezi pe mine acum. Îmi pare că n-am o poză cu el să-ți arăt, să vezi că este unul la unul, frate, incredibil. Luca. Că mi-a adus aminte, nu, ăsta e David, David la mare, da. Luca e un pic mai blond, Luca seamănă foarte bine cu poza aia de la 3 ani a mea. Am înțeles. Da, aici sunt cu George Vintilă. Bă, dar ce fețe aveam amândoi de copii. Da, faces, zic, faces. Și eu fețe de copii, chiar eram copii, adică... Și, și cu fața asta vrei să-mi spui dacă... Mie îmi place mult stylingul meu acum. Da, e stylingul să... tău care este atenție. E și o culoare care mă prinde bine, deci asta e un fel de pojar așa. Cu toți început, am avut niște... Cumva, da. Cu toți am avut niște începuturi mai Da. Bă, dar e mișto și eu cam așa, am și o cravată de asta veselă, ceva. Iar dacă e să o luăm așa, este și vorba de încheiat la doina din trei la doina. Băi, era un saco cum se păstra, cum se purta pe vremuri, cred că avea vreo 5-6 nasturi și șmecheria a fost așa, băi, trebuie să închizi primii doi. Bine, nu cred că să fi... o 2-3 numere mai mare, cred că era. Nu mai mult de 3 numere văd eu. Da, dar să știi că la umeri aici părea că sunt un fel de Michael Jordan. Cu frizura asta te-a cunoscut Olivia? Uite că nu mai mi-aduc aminte. Totuși, să știi că s-au scurs niște ani de atunci. Olivia m-a cunoscut, da, parcă a fost ieri, dar au trecut vreo 22 de ani de atunci. 22, din da, 2002? 21 de ani, cel puțin. 21, sigur, au fost anul. Da, da. Formidabil. Da. Eu nu mai mi-aduc aminte acum dacă aveam freza aia. Ce freză aveam, mă, că tu ar trebui să... Scurt eram, nu? Scurt, dar a început să se crească și cred că l-amestecam puțin, îl zăpăceam un pic. Iată, da. Iată reclamă, era scurt, dar începuse să-mi crească. Era vorba de părul, podoba capilară a lui Andy, pentru clickbait-urile de care... Și pentru că vorbim de bait-uri, eu cred că este momentul să trecem la ordinea zilei și ceva sănătos și... Așa, sănătos și viguros. A, nu cred, mă, că mi-ați pregătit o repriză de degustări. Ce degustări, mă? Bă, dar știu pe ăștia, de unde știu eu pe ăștia? De unde știi tu pe ăștia? Da. Deci fii atent la noi așa. E cel mai delicat lucru. Băi, eu am o bănuială. Începe cu A și se termină cu O. De acolo e? A-O, Australian Open? Australian Open, exact. Da. Ce vorbești, mă? Deci, tu când o să difuzezi asta, deja Australian Open s-a închis. Adică Djokovic e pentru a 10-a oră câștigător, nu? Da. Dau și un pronostic, că poate se adeverește. Da, bineînțeles că se adeverește, că are o ambiție nebună formidabilă. Păi, vreau să spun că e pentru prima dată când am început cu... Asta e vegană. Vegană, da? Am început cu un prim fel vegan. Da, vegană, da, este. Pe care îmi voi să eu îl filmez din când în când ca să știu ce mănânc. Păi, e o salată. Și salata e cu... Cu avocado, cu ardei iuți, asta e foarte mișto. Asta cred că este ori dovleac, ori cartof dulce. Foarte bun. Sfeclă. Foarte bun ăsta. Sosul ăsta roz, nu știu ce e. Pardon? Da. Probabil ceva. Aici e o brânză, ia să vedem. Chiar sunt și eu să vedem dacă e Roquefort de Dobrogea. Știi că aveam eu o cunoștință pe la 2 mai. Roquefort de Dobrogea. Da. Și mergeam cu exarcul. Stăteam în gază la cineva și... A zis să ne, dacă poate să ne ofere o salată, cred că am întrebat noi dacă are salată dobrogeană. Și întrebarea a fost așa prima oară, sigur că am salată dobrogeană. Și chiar am o brânză excepțională, am un Roquefort de Dobrogea. Mamă, ne-a rupt. O vrem, doamna, neapărat. Mai am o singură întrebare, ne-a întrebat doamna. Eram și eu și Răzvan. Spuneți-mi, vă place mărarul? De ce întrebați? Păi pentru că salata dobrogeană, ne zice ea, în rețeta originală, citez, consistă și mărar. Eu cu Răzvan am picat sub mese, îți dai seama. Am revenit și am, desigur, bineînțeles, dacă așa dispuneți. Băi, da. Astea sunt perle, mă, frumoase. Da, mă, de senzație. Spune-mi dacă pișcă foarte tare ăsta. Ardeiu? Da, așa să... Băi, mișto. Bă, ar trebui să fie mișto combinația. Dar tu, ăsta și veganii mănâncă asta, nu? Știi că fiimea e vegană, nu? Și iar Maria este vegetariană. Și stai, mă, că mai ai aici un orez brun pe dedesubt. Orez brun? Da. Da, mă, știu. Da, mă. Dar să știi că asta poți să-l faci și așa, combinat, că e mișto să mănânci și orezul ăla. Da, mă, combinat. Acum, spunem, ăsta e un test, lumea e, bine ați venit la noi, noi ne-am adunat să mâncăm, să bem ceva. Copiii au mâncat, dacă e mai și vorbim. Copiii au mâncat ceva rarisim, n-ați mâncat așa ceva. Copii, vreți așa ceva? Hai un ardei iute la băiatul! Ce le-ai dat să mănânce, mă, Horia, de curiozitate?
Nu. Adică cu ce ai omenit astăzi? Niște cărnuri. Surprinsă. Da? Am prins-o. Aoleu! Ce-i tata? Îți spune, chiar, iartă-mă, îți spun așa, dar am pus și mie puțin, că trebuie rapid să inoculez ardeiul. A, mă, că e mișto, nu e chiar, e chiar bine. Consistă puțin iuțeală? Che bella cosa! Băi, să știi că e bună asta. Foarte bună. Adevărul e că până acum, într-un podcast, n-am mai mâncat. Deci era momentul să o facem și pe asta. Nu. A, știi cum e? Noi putem să, tu poți să decupezi asta, să o bagi în seria de mukbang, dacă știi. E un întreg fenomen în lume, în care oamenii pur și simplu mănâncă și e demență. Milioane trebuie să uită la ei cum mănâncă. Știi ce mi se prea mie demență? Și amplescă și zic, da, interesant, nu, prea gust, cu tare. Dar asta e mișto. Mai era chestia aia. Dacă mai ține, era un, la un moment dat o influență care efectiv a stat așa, ce mai faci? Și vorbea așa încet. Ăla e ASMR. Ce înseamnă ASMR? Ce înseamnă ASMR? Ce înseamnă ASMR? Bă, dacă vrei căutăm pe Google, că nu mai știu ce înseamnă. E ASMR? Ceva, da, mă. E ceva legat de senzațiile pe care le ai atunci când atingi, când auzi. E o întreagă știință, da. Se cheamă Autonomous Sensory Meridian Response. Nu știu, mă simt intelectualizat. Păi, normal, dacă ai pus o întrebare deșteaptă, este evident. Și un răspuns pe măsură. Dragii mei, cum s-a putut? Un om talentat, niciodată. Stai că am făcut și o propoziție. Poți să-mi dai? Te rog frumos. Un om talentat are întotdeauna ceva dat arătat. Poate nu face asta pe pocinoc pe aici, că este lui. Poftim. Păi vezi, fii atent. Da. Când am urcat aici, Cristi poate să-ți povestească, am găsit o ukulele din asta pe un etaj, păi, nu mai știu. Aici la noi tot miroase, tot atinge, deci, ASMR, tot muzică. Să știi lumea, fiind într-un building de P plus 14 plus 28 retrase, la fiecare etaj mai găsești câte un instrument. Ai mai bun, apreciez că e acordat. A, vrei să cântăm ceva? Da. Melodia, deci, zi tu. Păi zi ce melodie vrei să cântăm? Păi nu, ia, începem. Ta-ra-ra. Cine trece în valea seacă cu hangerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andrei Popa cel vestit, Andrei Popa cel vestit. Tot el are o pușcă plină, cu trei glonți la rădăcină, și are un de patru ani, care mușcă din dușmani, care mușcă din dușmani. E haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Zi-mă! E haiduc și e vestit, Andrei Popa. Nu uitați, doar pentru botez, pentru nuntă... Venim cu chitări mai mari. Asta e chitara de botez, pentru nuntă se merge pe una de aia cu 6 corzi. Auzi, dar tu știai chestia aia, că eu știu din repertoriul tău. Așa. Tu când erai tânăr... Ce cântam? Pe Luca și pe David, când erau în pătuțurile lor, le spunea așa. Ia. În căsuța... Tot din două. În căsuța din pădure aveau casă doi pitici, da, da. Vine pupăza și spune, vreau să stau și eu aici. Pu, 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 pu. Vreau să stau și eu aici. Pu, 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 pu. Vreau să stau și eu. Hey! Păi și mai vine și o broscuță, sop, 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 sărim mereu. Dacă e loc în căsuță, mi-aș dori să stau și eu. Păi mi-aș dori să stau și eu. Țup, 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 țup. Mi-aș dori să stau și eu. Și ca
asta, prima dată piesa care asta de la patru, ia. Da, da, avem. Așa e. Șoricelul strigă îndată, iată și eu am venit. Casa voastră e curată, noroc bine v-am găsit. Hey, hey! Kids, 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 noroc bine v-am găsit. Kids, 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 noroc bine v-am găsit. Din căsuța cea drăguță stau vreo cinci prieteni mici. Șoricelul și o broscuță, pupăzat și doi pitici. Nu pupăm la ta, dar vreo cinci prieteni mici. Tra-la-la, tra-la-la, stau vreo cinci prieteni mici. Eu ce-ți propun, am să o cântăm pe sentiment așa. Ta-na-na, ta-na-na, ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra, 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 ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Adică mai pe Corasao. Doamne și domnilor, iată că în deschiderea concertului nostru, da? Am cântat piesa În pădurea cu alune. Atenție, nu în căsuța din pădure, în pădurea cu alune. Asta era. Bă, ai dreptate. Eu am zis așa, dar nu știu de ce, că tot timpul greșesc pe chestia asta. Și eu la fel, greșesc și eu. Cred că vine din faptul că eu m-am antrenat să intru în imobiliare, pentru că atunci când... Nu râde. Când am intrat aici la tine în studio, am fost așa, o să-ți facem întâi un tur al vestitelor domenii ale Academiei Horia Brenciu. Deci, acesta este un hol, aici se află biroul domnului Brenciu însuși. Din micile, sala de repetiție, aici este grupul... generator, aici se repetă la pian, aici la chitară. Și am zis, bă, am rămas pe imobiliarele astea și mi-a rămas asta cu căsuța din pădure, pentru că pare că această căsuță e în pădure în care noi ne aflăm acum. Este efectiv în pădure, da, lângă jandarmerie, știe toată lumea. E practic în București, dar la vreo 120 de kilometri distanța așa. Să nu exagerăm. Băneasa, rules, atenție. Da. Și pentru că am început din două păi major... Nu, stai puțin, că până la Băneasa am venit cu mașina, după am luat un elicopter. Să ajung aici. Mai la valoarea ta, credeam că e un zeppelin, dar asta trebuie că meargă. Pentru că noi am deschis foarte bine această... Eu am această... crezut că la cum e vremea azi afară când filmăm noi astăzi, dar mă rog, când o să o difuzăm. Când e iarnă, când am crezut că o să începem cu We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Doamne și domnilor, Crăciunul se apropie. Și de aceea, nu uitați, pe 24 și pe 25 la Sala Palatului. Wow, Horia, nu cred. Și cât va fi biletul? Nu contează. E, acum o să te rog eu frumos, pentru că trebuie să te auzi perfect. Ce bine, nențe. Puneți puțin căștile să vezi cum da, se aude. Da, mă, Horia, păi nu-mi pun eu tata căștile imediat. Mona Lisa, Mona Lisa, you're my sweet girl. Ia să vedem. Era în anii 90 când Andy m-a invitat la radio. Atunci mi-am pus primele căști pe urechi. Mamă, mamă, am și volum aici, Horia? Acolo primul. Asta e? Ia e. Și uite, în partea înaltă, al doilea. Și ăla. Asta ce-i cu el? Mai tare sau mai încet? Păi ăsta pare să nu facă nimic aici. Gâdile, gâdilele. 2, 2, 2, 2, 2. A, ba da, mă, ai dreptate. Ce vorbești, mă? Băi, știi. Băi, te fac din butoane. Mă faci din butoane, frate, incredibil să... Doamne, deci n-am mai cântat... Piesa asta n-am mai cântat-o de... Dar o să cântăm la Sala Palatului. Frumos suna swing în 1928. Zău, pe cuvântul meu de onoare. Dar acum trebuie să vă spun un lucru. Horia n-a vrut să vi-l spună. Dacă veți număra pe litere cuvântul Horia, veți ajunge la 5 litere. Dacă veți număra pe litere cuvântul Brenciu, veți ajunge la 7 litere. Dacă veți număra pe litere cuvântul Frank, o să ajungeți tot la 5 litere. Dacă veți număra pe litere cuvântul Sindatra, veți ajunge tot la 7 litere. Așadar, e o potrivire care nu e deloc întâmplătoare. Horia Brenciu, Frank Sinatra. Așa. Vezi că tu ai prima, nu vreau să mă bag peste tine. Vezi că trebuie să te concentrezi la versuri. Deci, mi-am luat grecul cu mine.
Da, ok, deschidem și nunțile grecești. Ne puteți invita tot pe noi. Andy e la chitară, iar eu din buric. Și stimați urmăritori, am un buric. Doamne, doamne, hai, hai. Ne întoarcem în două. Piesă creată în 1928 pentru opera de trei parale. Să refacem textul ăla cu când s-a născut. Treaba ta, da, e mai încolo puțin. Tu trebuie să... Bine, da, să creăm contextul. Spune, că asta e frumoasă povestea. Când s-a creat melodia, din ce motiv? Când Bertolt Brecht a creat opera de trei parale, avea nevoie de o muzică. Și Kurt Weill a scris această bucată muzicală. Mac the Knife. Mic Șișaru, ăla cu șișu. Bineînțeles, personaj mai puțin pozitiv al societății londoneze. Din vechime. Na, 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 na. Mr. Saturday Night. Hai, concentrați-vă. Mi-e place că ăsta el vorbește, el se distrează. Folia nici nu are nevoie de public. Ia să încercați-mă o dată sala Palatului. M-a luat o zi în plus, fără dat-o, nu anunțați la nimeni. Și tot voi pe scenă, el pe scenă în continuare, bă, fără nimeni. Să vedeți că el o să fie la fel, mă. La fel, zice, vorbește, râde, toată lumea în picioare. Așadar, dragii mei, se întâmpla acum 11 ani. Ce se întâmpla acum 11 ani? Să fie pentru prima dată la sala Palatului o voce, până atunci prezentator, dar de atunci încolo, din 2012 încolo, din noiembrie 2012, iată să împlinesc 11 ani, a devenit cântăreț. Vi-l prezint pe cântărețul Alexandru Moisescu. Vezi că sunt și Aurelian, ai grijă. Hai, du-te în Aurelian. Băi, tata, numai, auzi? Augustus și Aurelian. Alexandru Macedon și Augustus. Aurelian. Oh, the shark babe. Yeah. Has such teeth beer. Oh, yes. And he shows them. Cum, că arată. Pearly white. Yes, right. Just a jackknife has all been hit, babe. And it keeps it out of sight. Honey. When the shark bites. That's right. With his teeth, dear. Scarlet billows. Oh, yeah. Begin to spread. Oh, begin to spread. Fancy glove stole his McKee, dear. There's so rarely I can see a trace of red. Come on now, man. Oh, on the sidewalk. Am vrut să dau modulația. Da, da. On Sunday morning, don't you know? Oh, yeah. Oh, lies about it. Lies about it. Who's in life? Who's in life? Someone sneaking around the corner. După cost. Good at someone, perhaps, din deziare. Come make the knife. Come on now. Hey, from a tugboat. Opa. Oh, on the river going slow. Slow, baby. As a man bag. It is growing on down. On going on down. This man just put the weight, dear. You can make a large bet, Mackie. Break it down. Oh, yeah, come on. My man Louis Miller. He's played the scene now. After drawing out from his stash. Now make it spend just like a pimp, babe. Do you suppose that boy is starting fresh? Come on now. Jenny Diver, someone punch you up.
simțea că am stricat ceva la asta. Sau doar a ce dat ea. Ce mai contează? Nimic. Bă, Doamne, bă, Doamne. Deci Doamne. Ne cerem scuze. Nu știu cum a cântat piesa asta, dar trebuie să spun încă o dată, pentru că toți urmăritorii noștri se întreabă, bă, da, să studiați și vă piesele. Nu se studiază piesele. Da. Andy m-a rugat, m-a implorat, dăm piesele înainte, pentru că el e cunoscut cântăreț. Și i-am zis, nu, nu-ți dau nimic înainte. Este pentru prima dată după 250 de ani când cântăm această piesă. Eventualele greșeli le puneți pe seama regiei noastre, pentru că nu vrem să fim perfecți. Bă, noi n-am repetat nici pentru sala palatului, deci... Ce să mai dăm la întors acum? Am fost într-o zi la sala de repetiție, până la urmă ne-am hlizit pe alte subiecte și am plecat. Mi-aduc aminte că era și Nicoleta Luciu. Vă aduceți, mă, aminte că era, trebuia să cânte Things? Da, da. Băi, da, mă. Greșesc? Nu, nu, nu. Da, frumoasă piesă. Da, auzi, da, vreau să te întreb o chestie. Tu știi care e cea mai... Vă spun așa, celebra piesă de la ukulele. Ce chestie. Dar nu așa, nu. Andy, uite, tu ești un rebel în muzică. Fii atent aici. Atenție, copii, de la Israel. Cum îl cheamă? Israel îl cheamă pra. Da, acum din ce pun și eu să vă dau deștepteci. Din două, bineînțeles că totu, e la ukulele totul e din două. Pentru că e cel mai greu acord. Pe ăsta poate să-l învețe toată lumea. Eu întotdeauna am recomandat așa. Ukulele pentru cine dorește să învețe să cânte la un instrument, că e foarte simplu. Nota 2 e aici, e o singură apăsare de pe atât. O, ce frumos sună. După aia lucrurile sunt aproape similare cu o chitară, dacă renunți la ultimele două corzi și sigur reul îl duci în altă... Pe mine mă distrează, mersul ăsta. Câteodată 4, câteodată 6, câteodată double six-uri, câteodată nu știu ce. De fiecare dată, oricând se găsește o coardă în minus sau în plus la chitări. Păi dar... nu eram în șmecher ăsta Keith Richards, că el a văzut 5, bine, a văzut de la Chuck Berry, că ăla folosea 5 în loc de 6 și o acorda în sol și după aia s-a dus cu ea departe. Încercau ăștia să găsească, bă, dar ce face ăsta, mă, la Honky Tonk, cum, mă, la Jumping Jack Flash, că nu suna ca la el. Dar cum era Honky Tonk? Ce golan e. Păi n-are clopot. Golan el. Globus aici, da, prezent. N-are el clopot să fac-o pe aia. Tac, 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 tac. Deci iată, eu acum. Bă, cred că noi doi acum suntem perfect dezacordația. Ia. Hai să dăm mână cu mână, mână cei cu inima română, să învârtim ora frăției pe pământul României, iarba rea din hol de piatră să piară dușmani în țară, între noi să nu mai fie decât flori și armonie. Asta e, sună cât de cât aproape de adevăr. Băi, și n-am vin cuza. Dumnezeu. Ne cerem scuze, îmi cer scuze eu. Eu vreau să spun că... Asta dă-și pe cameră, el vrea să verifice, mă. Ține-mă, GoPro-ul ăsta ține, poți să dai. La mulți ani, hai, copii. Noroc. Mulți ani trăiască. Păi după... Doamne, dar de ce fi dat așa tare în căștile astea? Deci primul ce face și al doilea ce face? Deci primul e o compresie, ăsta... Nu e pe tonalitatea mea de rând. E perfect. Where birds fly and the dreams that you dreams of, dreams really do come true. Tu ce vrei să faci acolo, Bărică? Țin două să nu mă pierd. Keep the two. Yes, I remember. Ah, pardon, asta.
Ne cerem scuze acum, dar trebuie să trecem la alte momente. Cântărețul de ukulele, Andy, Andy, este aici și ne cântă cum n-a mai făcut-o deodată. Somewhere over the rainbow, you dream of once in a lullaby. Băi, pe asta okay. Eu știu, dar nu știu să o cânt. Adică n-am cântat-o niciodată până acum, ca să-ți o zic pe aia dreaptă. Doar știu că asta e melodia care a făcut celebră chităruța asta, că nu știu cum să-i zic altfel. Ukulele e masculin sau feminin? Ce credeți? Ukulele este frumoasă. Aș vrea să citesc ceva din Andy. M-au lăsat să citesc ceva? Să citești? Să citez. Să citezi din mine? Ce să citez, mă, din mine? Că eu n-am scris nimic. Mă lăsați să citez? Da, da. De puține ori. Vedetele noastre, oamenii pe care îi urmărim, așa, își dezvăluie simțământele. Iată ce ne spune Andy Moisescu. Ia uzi. Niciodată nu există pericol să renunți la televiziune în favoarea muzicii. Nu știu, după emisiunea asta nu mai știu nimic. Ele nu se exclud. Meseriile astea se completează doar. Pentru mine muzica este doar relaxare și încărcarea bateriilor. Atât și nimic altceva. Deci când mă vezi că pun muzică, spune în continuare Andy, înseamnă că am bateriile descărcate și sunt legat la priză. Dacă ajung să pun muzică foarte des, înseamnă că sunt obosit, a declarat cântărețul. Dar când am zis eu asta, mă? Bă, tată. Tăticule. Băi. Băi, ce s-a întâmplat, frate? Băi! A pornit treaba? Zi-mă, Horică. Da, 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 da. Da, mă. Dar când am zis eu așa, da, ceva? Da, băi, ce contează? Așa? E bine pus așa? Ce vrei, mă, să faci, zi? Înăuntru, așa, da? Da. Așa? Ia uite-te, bă, la aia. Închid ochii. Trebuie să ai încredere în mine. Închide ochii. Închide ochii. Închide ochii. Hai, zi. Sus, ridică-te. Da. Ai credere în mine. Bă, deschide. Poate nu mă arunci pe aici. Bă. Hai, mă, bine, hai că merg așa. Treaptă, treaptă, treaptă. Așa, hai, una, asta e. Atenție, da. Bun. Zi. Atenție. Da. Ușor. Ate ușor, atenție. Da. Hai că mă bagi la tobe. Toată lumea gata? Da. Ce ai pus, mă, aici? Ia uite-te, bă, la el, bă, băiete. Ce faci, mă, îmi dai de lucru, Horică? Da. Domnul și domnilor, gata, mă. Astăzi omul care, pe care știți de ani de zile, de ce-a luat adevărată meserie. Ăla e, mă, da. Priviți-l. Dar ce e asta, Hori? A, e ceva cu drept. Yeah! Ce să-ți mai arăt eu pe aici, mă, că nu pe repede până. Tensiunea este într-o combinație senzațională. Vai de capul meu! Mamma mia! Bine ați venit la podcast. Ăla Andy e. Moisescu este în direct. Mixează alături de Cristi, Edi și Sergiu. Feel the power. It's gonna make you feel alright. Anytime you're, I gotta tell you deep inside, I wanna leave, I wanna play the music, I wanna leave, I wanna play the music. Feel the power, feel the power.
fucking music, baby. Round and round the corner. She love, she love. You're gonna give me love and deep in the feeling. She love, she love. Gotta get the music feel around. Gotta get it in my life. Trebuie la podcast imediat. Depărtați-l, vă rog, depărtați-l. DJ Garcia. Băi, spune-mi o chestie, că nu m-am prins. Nu m-am prins și sunt așa de busolat și în același timp încântat. Tu, porți ochelari, Andy? Nu, stai mă, că și eu port din când în când, uite. Da. Când ai avut timp să înveți la ukulele și când ai avut timp să înveți la nebunia aia de platane? Aia e poveste veche, mă, Horia. Tu trebuie să-ți dai seama că eu ce puteam să fac când aveam de serviciu noaptea în Unifan Radio, când eram, că, fiind la început de drum și fiind proaspăt, luam cele mai bune sloturi, alea de noapte, pe care nu-l voia nimeni, îți dai seama, da? Și erau Puștiu, mă, să bage Puștiu, care și 17 ani, lasă-l, că trebuie să crească de undeva. Și luam noaptea și puneam muzică până pe la ora 2 și la ora 2 profiteam de faptul că aveam două pick-up-uri. Și auzisem eu pe o casetă cum lega cineva piesele și fără să simți trecerea dintr-una într-alta. Și am început și am zis, bă, trebuie să-i dau mă de cap, adică trebuie să fie o soluție. Și la început, mă rog, am povestit că făceam, pur și simplu ridicam și puneam acu pe pick-up în speranța că se apropie puțin bătăile ca să pot să le suprapun. După aia mi-am dat seama că, de fapt, cel mai simplu, cu ajutorul magnetofonului mi-am dat seama, că aveam banda de magnetofon și avea la plecat la start. Și l-am oprit fix în fața timpului 1 și am zis, bă, da, prost sunt, ce dracu, mă, că e așa greu să număr până la 4. Și brusc am început 1, 2, 3, 4, start, evident. Bine, și aveai și experiența faptului că tu știi toate intro-urile de melodii înainte de vorbe, ca atare puteai să vorbești înainte de... Ăsta e un alt truc pe care cred că îl folosesc în continuare. Sper că îl folosesc toți cei care fac radio. Îți notezi, cronometrez, că e simplu. O ziua de azi cu atât mai simplu. Notezi câte secunde ai până cât are intro-ul, da? Și ți-l treci undeva. Și în funcție de asta tu știi că dacă ai niște vorbe la tine, bine... La un moment dat ajuns de nu mai îți trebuie niciun calcul, că tu simți muzica. Da, da, nu, mai mult decât dată, tu ești muzical, iar dincolo de asta tu știi piesa, pentru că da. Nu cred că a fost bine, o piesă. Da, dacă o pui de 17... Da, o piesă pe care nu o cunosc, nu cred că ai spus asta niciodată. Piesa cumva, probabil că toată lumea de aici, din încăperea asta, simte același lucru. Și noi dacă ascultăm acum un cântec în prima audiție, dar nu l-am auzit niciodată, noi intuim încotro merge piesa. Este? O intuiești, simți. Acum intră cu s-a terminat fraza. Intuiești care este următoarea piesă cu care... Nu, care e piesa? Nu, dar dacă dăm drumul la o piesă, poți să intuiesc acordul următor. Bine, mă, fii atent aici. Dăm acordul de la... Mamă. No, nu vorbim încă... Deci, mă, acordul. N-am auzit. Nu, bun, și acordul. Nici nu vreau să... Ce, bă, dăm... Așa? Uite, crezi că e interesant. Uite, ce vorbim noi acum, Horia? Povestea asta crezi că interesează pe cineva? Da, sigur. Da, mă, e una... Asta e, stop! Tu ce faci acum e un fel de name the tune, știi că așa, asta era un alt... Asta era o mișină pe care eu am prezentat-o în 1999, se numea Sarabanda. Da, mă rog, formatul internațional ăsta e name the tune, asta adică e. Tu trebuie să ghicești melodia cât mai repede. De, bineînțeles, eu atunci eram chiar machiavelic pentru că dădeam... Păi ce să înțelegi, bă, nu trebuie să o lași 3 secunde. Da, nu, de fiecare dată, cel care... Câștiga cel care recunoștea de cât mai puține note muzicale. Poate fi orice, poate fi Andrei Pop așa, dacă stai să da. Ca tip de frazare. Da. Călduț. Poate să fie din sol, de acolo poate să fie... Întrebare... Ia, stai. Întrebare ajutătoare. Ce? Hanul Manuc, ceva? Nu. Nu. Am văzut multe poze de ale tale făcute la Straja. Da. Îți place la Straja? După cum se poate observa, cam da. Ești îndrăgostit de Straja? Aș zice că la cât de des merg acolo, aș putea să zic orice, dar oricum lumea știe. Spre rușinea mea, da. Eu nu știu unde e Straja și trebuie să... Nu știu.
E, da, e strada asta, straja asta. Păi ce faci, ce păi faci nu... vineri? Ce faci vinerea viitoare? Vinerea viitoare? Da. A, că ați căzut zăpada. Bă, dar ce zăpadă e la Straja acum? Pă bune? Vai de capul meu. Auzi, e la fel de aglomerat ca în Poiană? Băi, eu zice că nu e la fel de aglomerat pe ca bune? În Poiană. Da. Straja după tine este una dintre cele mai frumoase... locuri de pe pământ. În care te duci să schiezi. În care mă duc să mă și dau cu placa, mă duc să mă simt bine, să mă bucur de oameni, să mă bucur de tot. Viața la Straja. Da, mă, e un loc. Le 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 locuința mea de vară. Ce unde era la țară? E la Straja. Acolo era să mor. Da, da. De urât și de întristare. Mie spui. Beam de soare. Hey. Și pârlit îngrozitor. Ia de mai. Acolo când n-are treabă orice babă. Ce-i cu ea, este mă? Medic comunal. Viața de aici palpită. Nu te cred. E lipsită. De ce? De confort occidental. Zi de berărie. Nu există berărie. Hai, mă. Nici regie. Hai, termină. Doar un hoț de cârciu mare. Pe bune? Care are marfă proastă. Dar cât de proastă? Și o nevastă. Ce se ține cu un jandar. Și toată lumea. Le 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 Câte duci pe drumul mare la plimbare. Așa? Este praf de nu te vezi. Hai, mă, Antima. Trec mișcând domol din coadă. Cine? Spre livadă. Care? Ale satului Cirez. Și de poartă sub escortă o cohortă de țânțar subțiri la glas, înzestrați la cap cu o sculă minusculă sub pretenție de naș. Gigi! Le 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 le. Când se ia cât o măsură, zic, lumea înjură pe agentul sanitar și-l întreabă, fără noi, mă, ce-ai cu noi, mă? Pentru ce să dăm cu var? Hey! Ale satului marpete, fără ghete, ies la garduri pe înserat. Am văzut aici într-o noapte niște fapte care m-au scat. Dar în zori încep cocoșii păcătoși ca să facă iar scandal. Si, si, si. Să te saturi de viața și dulceața traiului patriarhal. De-aia zic eu prin urmare, vorbă mare, că de acum să mai dai. Nu mai trebuie altă cură în natura să mă duceți cu alare. Le 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 le. Meargă pictorii la țară, la țară, ca să piară de căldură și de praf. Oh, ce praf! Mie dați-mi străzi pavate, măturate, dați-mi cinematograf. Și un bingo, bă! dați-mi strada îngustă, unde gustă, ce gustă omul viața mai din plin. Și ce să-ți mai dau? Cu trăsuri, femei cochete. Și cu ce? Și cu fete. Fete? Încălțate cel puțin. Doamnelor și domnilor, deschid oferta de primăvară, toamnă botez, nunți și
zilele orașului. Andy va purta o fustă scurtă, cu prea scurtă, pentru traiul patria. Iar eu, eu sunt constant, voi dansa același dans din buric. Deci Doamne. Dansul meu din buric va scandaliza. Deci nu vine să cred că am cântat din sol, mă. Eu la mine maxim e reu. Eu nu pot să urc mai sus. Eu cred că aici... Ce, Andy, am cântat foarte bine. Păi era, mai aveam puțin și mă suiam pe mine eu însumi. Deci dați tot în jos. Doamne și domnilor, acum vreau să zic câteva lucruri și tu trebuie să mă completezi. Marcă înregistrată, Apropo TV, românii au talent, da. Pe bune. Da. Am omis ceva? Păi am mai făcut la un moment dat Ministerul Comediei. Așa, mă, Ministerul. Dacă te duci în urmă și mai în urmă, ora 7 bună dimineața. Ora 7 bună dimineața. Da, mă. Cum era să te trezești cu Florin Călinescu și să dai nas în nas cu el în fiecare dimineață? Dificil. Aici, atât am avut de aflat. De mulțumesc pentru cuvânt. Oprim aici emisiunea. Următoarea dată, luna viitoare, continuare. Eu de trezi nu era așa greu. Mai greu era să... Vorbesc serios. Nu, dificil în perioada aia era să te culci de vreme. Păi, uite, golanul ăsta știe. Păi la 10, tu crezi când eu ar fi trebuit să mă duc la somn? Ăștia începe, ei atunci începeau. Auzi, mă, era Chiochi pe vremea aia, nu? Îți dai seama. Ai. Ne-am gândit să ce ar fi dacă mai ieșim jumătate de oră, îți dai seama cum era. Ieșeam jumătate de oră și eu nici nu ieșeam bine și când ajungeam, așa zicea, bine mă, eu dacă e mă retrag și mai vorbim noi la telefon. Îi lăsam pe ăștia, îți dai seama ce era acolo. Băi, mi-aduc aminte că era un an aia în care eu trăind din gazdă în gazdă. Da. Eu nu-mi permiteam să vin la gazda respectivă mai târziu. Ca atare, vin la Chioche. Nu, sunt ocupat. Și mergeam ușor, frumos acasă. Ani de zile, și gașca noastră știi cum era. Ani de zile mi-a spus, băi, ce Chioche ăsta, mă, paradisul pierdut, ce dracu-i Chioche. Era o fostă bază sportivă. Ei, am aflat până la urmă. Terenuri și așa mai departe, da? Da. Care pe vremea aia... Era un loc în care se țineau tot felul de concerte, evenimente pe care le făceam noi la vremea respectivă. Generația Pro, cu toate năzdrăvăniile alea. Am o poză aici la care vreau să-mi spui proveniența. Ce era asta? Asta e de la Te uiți și câștigi. Băi, chiar am uitat de Te uiți și câștigi, mă. Păi eu am moștenit la domn Florică tot, practic, ce s-a putut moșteni, bineînțeles. Adică am preluat și ora 7 bună dimineața de la el și după aia am preluat și Te uiți și câștigi. Iartă-mă, pot să dormesc această frizură afro? Sau un început de afro? Frizura anumită pe mătuf, deci este ceva. Cred că dacă mă țineai de picioare puteai să mă turbi și tot cu mine pe jos, înțelegi? Bine, fizicul mă recomanda ca lumea la vremea respectivă, că cred că aveam 60 de kg acolo. În viu, vreau să zic. Vrei să zici că te-ai îngrășat în ultima vreme? Nu, mă, tot timpul. Eu cred că tu ești acest Clooney al televiziunii. Nu. M-am făcut-o pentru rimă. Ai așa? Făcut-o, dar se știe că e cu noi în încăpere Clooney. Nu, el a fost... nu, Cristi Purdi a fost Clooney. Acum e spaima Clooney. Așa... Acum nu mai știe. De când are copil mic, de când a venit Aria pe lume, el nu mai știe decât să Aria. Și... Du-te, mă, că nouă, spiritul ăsta o să rămână în el. Păi tu nu te uiți, uite-te puțin. Lui pe el și dacă îl ciufulești, dacă îl scoți din duș acum și îi faci așa, e tot George Clooney. Păi da, poza aia este, într-adevăr, mi-am aminte de perioada aia. Asta era, așa era moda. Așa se venea de la, mă rog, unde mergeam noi înainte, unde îți făcea părul la... Machiaj și la păr, când intrai în emisie, nu te duceai? Ba da. Ei, și aveam o doamnă care punea fenul pe mine, înțelegi? Și dădea în sus așa de, bineînțeles că ăsta stătea de cei că am băgat degetele în priză. Deci ăsta, Kramer, era mic copil. Dar eu cred că în toată perioada respectivă a fost una dintre cele mai frumoase, nu știu, vine să-i spun creuzet. Un creuzet în care s-au șlefuit caractere, în care ai învățat ce înseamnă lipitură, beta, tu zici montaj, de anii ăia atunci, da? Anii 90. Anii ăia, da, într-adevăr. Da, mă, erau mișto, într-adevăr, că noi am avut ocazia asta să ne calificăm la locul de muncă. Da. Adică să învățăm pur și simplu făcând și nu deranja pe nimeni, că îți dai seama, acum și dacă greșeai, cine avea reperul corect ca să spună, bă, ce faci ăsta acolo? Știi că asta n-am spus niciodată și n-am vorbit niciodată despre lucrul ăsta? Că de asta e bun această întâlnire, acest podcast. Podcast, da. Mai spui și lucrurilor pe da, eram în 95. Țin minte că până atunci salariul meu de redactor, prezentator, de fapt de reporter. Eu am intrat în 93,
pe 1 decembrie cu Reporter. Frumos. Și ai făcut vreun reportaj vreodată? Da. De curiozitate, da, sigur. Care a fost primul? Ce subiect avea? Nu, am fost pe stradă de foarte multe ori. Făceai vox pop. Vox pop cu întrebări pentru Robingo, dacă îți vine să crezi. Și odată deci l-am prins chiar pe Deborah Dumnezeu. Erai Reporter. Da, eram. Iar eu nu făceam diferența, fii atent aici, eu nu făceam diferența între omul popular și omul de reporter. Mă trezea și se uita la mine. Lăsați-mă, domnule, în pace. Când se uita la mine pe stradă, da. Mai ales că atunci avea 80 rating. Da. Păi, îți dai seama, singura nebunie. Așa se măsura problema ratingul. De fiecare dată mă gândeam, de ce se uită oamenii la mine? În 94-95... Aia de la televizor sau cei de pe stradă? Cei de pe stradă. De ce se țin după mine să se uită la mine? Lăsați-mă în pace. Și de ce se uitau? Nici acum nu știu, Andy Dragă. Să mor dacă știu. Curios, mă, nu știu. Nu știu, gândit că îmi zici ceva și mă dai cu roțile pe spate. Dar, vreau să spun un singur lucru. Da, oamenii când îndreptai microfonul spre ei nu fugeau? Nu, zâmbeau. Da? Ha! Păi aveai fața aia, mă, Horică. Ia uzi. Dintre toate podcasturile din lume, ai trebuit să intri tu aici, la mine. Ingrid. Să răscolești atâtea amintiri. Mi-a adus aminte de prima fată care m-a fulgerat în școala generală. Asta tu trebuie să zici mai departe. Mihaela. Care abia acum am avut curajul să-i mărturisesc fiorul pe care l-am simțit atunci când, în loc să deschid abecedarul... Las că o să scot eu de la tine, Mihaela ta. Când o emisiune... Eu îmi fac, văd de podcast mai departe. Nu. Da, puteți să râdeți de mine. Ține-te de desfășurător, Horia. Când o emisiune are audiență, anumite vorbe ne rămân întipărite. Da. Poți să citești din tine acum. Nu. Care au fost sintagmele celebre? Așa. În afară de mută mascota. Care? Care după aia s-a transferat în mut autocarul. Așa. Păi de acolo s-a inspirat. Da, corect. Da. Spune-mi care au fost sintagmele celebre generate de Românii au talent. De Românii au talent? Da. Păi a fost Tudorel, mi se pare, Tudorel Popa. A fost un băiat care avea capacitatea asta de a imita tot felul de sunete. Mm. Deci făcea Titanicul ceva de leșinai. Care Și făcea și cu eco. Bă, era mortal. Orice voiai tu, drujbă, orice sunet din ăsta. Și el a zis... Bună seara, Juriuliu. În loc de Juriului. Deci a rămas asta. Și acum când vine câte unul și zice: bine v-am găsit și salutări Juriului, zic: nu, corect, e Juriuliu. Aia a fost una din gravă. A mai zis la un moment dat, a intrat și a zis cum a zis, bă, domnul Andra și mi-a zis mie domnul Andra în loc de domnul Andi, să el săracul s-a zăpăcit. Și mai avea celebra expresie: să trecem la treabă. Că el o avea pe asta. Să trecem la treabă. Bine. Ia, ziceți și voi. Comatis. Domnul Comatis. A, lui Bebe, lunea Bebe, lui Cotimanis. Comatis. E, așa i s-a mai zis și lui Călin Florinescu. Ia, deci s-a mers până acolo. Adică stați liniștit. Eu mă țin minte chestia asta cu... era o chestie, o demență totală aia cu fuiorul. A, da. Asta cumva încercam noi, forțam puțin nota. Adică încercam să găsim o ceva. Într-un sezon păi nu, s-a găsit asta bine. S-a găsit tot cu fuiorul. Am mai avut și anul trecut, mi se pare că am avut una. Ce făceam? Era o strigătură de asta oltenească. Da, mai mi-aduc aminte. Hop și așa. De asta încercam să o zicem după fiecare. Am mai avut într-un an ceva de pe la Bănică. Un șubidu wap wap. Uite, asta mă interesează. Despre ce vorba e? Nu, chiar mi-ai captat atâi. Până acum nu eram interesat de tine. Dar acum aș vrea să... Despre ce? Ia! Era ceva cu șubidu wap, nu știu ce făcea. Singurul lucru pe care îl știm noi de la Bănică, dragi colegi, vă rog. Este? 1, 2, 3, 4. Nu găsesc nimic de râs. Dar ce era, mă? De apreciat. Wap, este regele... A, asta era, mă. Da, mă, bine, asta o băgam și noi pe la cuvetri când ne mai întâlneam. Cu aripioarele. Cu aripioarele. Da. Da. Bă, cam astea sunt de pe la români, nu mai mi-aduc aminte acum. Dar a fost aia cu fuiorul, într-adevăr. Și s-a făcut, până la urmă s-a făcut un cântec, adică la sfârșitul sezonului. Da, am văzut, nu mai știu cine cu... s-a apucat, da. Și a scris un cântec cu fuiorul ăsta, că nu se mai putea cu el, adică deja se exagerase.
Ma, eu vreau să apelez la memoria ta și vreau să te încălzesc. Horia, să știi că memoria mea nu mai e chiar aia pe care ai cunoscut-o tu în 1995, nu, dar tu apelează la ea. I refuse to sing like that. Sigur. Tu apelează și vedem. În traducere, refuz să mă scufund așa. Da. Iar acum, colegi? Cum erau aia? Tip, tip, tip. We sinking. Știi că erau aia la... Mayday. This is German Coast Guard. Yes, aia făceau... We sinking. Yes, what are you thinking about? Asta era o reclamă la cursuri de limba engleză. Era mișto, da. Dincolo de poatele acestea, pentru că avem de-a face nu cu brânză. Ai tăi când erau mici, nu încercau, nu vorbeau chestii pe care tu nu le înțelegeai? Niciodată. Fiul meu, acum că are 8 ani, hola, que tal? Tengo? Tengo mas? Băi, frate, la 8 ani habar n-am o boabă în gen. Bă, la noi ăsta mare a venit când era mic de tot. El a vorbit foarte de mic. De pe la un an a început și poezii cu de-astea, adică ne rupea. Și a venit într-o zi și a început să-mi spună Piangiu nou capucenci. What? Și m-am blocat, îți dai seama. Dar tot îmi zicea, tati, Piangiu nou capucenci. Mă, ce mă cu Piangiu nou ăsta? Am început să-i zic copilul, tată, sigur nu e Piangiu vechi. Nu face el, Piangiu nou capucenci. Bă, și am stat și m-am gândit, bă, vreo săptămână, dacă am încercat să despart în toate părțile, nu știu ce. Și la un moment dat, când am pus melodia, mi-am dat seama ce era, mă. El asculta melodia If you happy and you know it, clap your hands. No. Și o reținuse If you happy and you know, capucenci, zicea el. Băi, deci, dar două săptămâni mi-am dat, ce-o vrea să zică, mă, copilul, mă? Dacă vesel se trăiește, bate păi, așa. Stai mă puțin, că ți-a dat o motor. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, al unei altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Iar acum? Stai, era, era mult, avea. Băi, gata, fii atent aici. Da. Dacă nu treci testul ăsta, nu mai ai voie să-ți văd pe stradă sau pe Facebook-ul tău, pe Instagram-ul tău, niciun fel de afiș cu muzică. Nu-mi place că ai început pe negativ. Asta e. Trebuia să începi pe pozitiv. Nu, dacă treci testul ăsta, adică, bă, motivează-mă, mă speria. Nu, nu, nu. Păi m-ai speriat acum, mă, mi-ai mai luat așa direct. Adică, vreau să văd... Cu 99% știi că nu-l trec. Ai și mai luat direct așa. Bă, dacă nu treci testul ăsta, adică eu ce să mai fac acum? Încălzire. Ce să mai încălzire, trebuie, mă, deci încălzire, deja... Da, colegi? Atenție. Da. Gata cu joa, gata cu râsetele. Ce gata cu râsetele? Băi, gata. Mă, hai mă, Horia. Bine, mă, mi-am pus și eu puțin vin, dar gata cu vinul. Da, la el văd că se evaporă, nene. Băi, eu muncesc aici. Tu stai și, și ce faci? Doar să fie rezultat. Eu am muncit aseară. Dacă vesel se trăiește, cântă așa. Ia, pentru început. Ți-a dat omul tonalitate, apreciază. Nu, că nu știi nimic. You don't know nothing. Și n-am zis desen nimic. Deci, nothing sunt. Nu, măi, băi, ia mâna. Așadar, recunoaște filmul. Filmul unde s-a cântat piesa asta. Nu, Eddie? Recunoaște studioul în care s-a înregistrat filmul unde s-a cântat piesa asta. Eddie? Băi, ce-i asta, mă, frate, că îmi sună cunoscut. Păi, tăticule, gata cu prostiile. Treci la chestii serioase. Băi, băiete, fii atent. Deci ce ziceai că nu... Nu, gata. Gata nu, cu muzica. Cu muzica? De azi înainte, să nu te mai văd pe la platane, să nu mai cânți la ukulele, din gură, nu mai cânți. Ia o pauză, mă. Ia. Tindero. Uite, nu ghicesc doar așa, să iau o pauză. Take a break. Fii atent aici. Pentru că suntem prieteni și ne cunoaștem de ceva ani. Da, dă-mă și tu de la filmele astea mai... Încă o dată, a doua parte, exact toate ca la pânzele sus, mă. Da, mă, ui. Toate pânzele sus, nu-i acolo? Haide, mă, ce naiba, mă, frate. Vedeți că ăsta e jurat de 11 ani și știe toate tertipurile asta, da. Să tragă și de timp. Ăsta e un om experimentat. Nu puneți botul. Don't put your mouth. Traduc pentru, da? Toate pânzele sus. Iar acum? Da, acum să cântăm ceva din... Asta a fost încălzirea. Am înțeles, hai. Atenție! Cine cântă această piesă? Piesa o știu, dar stai să-mi iau aminte cine o cântă. Păi tu crezi că eu mai am memorie în zona asta, mă? Da! Da! Cântă piesa! Ce-i mă asta, mă? I can
She has the world. Băi. I believe it's a light of the universe. Da, bă, dar nu mai știu cine cântă asta. You affect my life was really something good. Hai mă să iau și un gol, că e frumos, nu numai să dai goluri. She a, gata mă, știu cine. Cine mă? Păi campion mondial la tot ce se putea inhala. Da! Fostul iubit, după aceea soțul Lupeti. Fostul iubit al soției celui mai bun prieten al lui. Bine, ca să știe și lumea, e vorba de Eric Clapton, ca să nu o jucăm glume, da. Bun, acum e una mai delicată. Nu e din muzică, dar e tot muzică. M-am exprimat ambigu, dar o să dai seama. Atenție, Eddie. Da, da, știu ce e asta. Ia, ce e asta? Ăsta trebuie să fie vreo emisiune, concurs, ceva, nu? Este? Bă, stai puțin, astea sunt tonuri de telefon sau ce, doamne, ar trebui să văd asta? Călduț! Desen animat? Nu mă, ce e? Stai mă că mi-e cunoscută. Iartă-mă, dar nici eu nu știam asta. A, bă, gata, știu ce e, prima, știu ce e. Zi! Super Mario, mă! Ia mă, să aminte, da. Bă, dar ce mișto. Fii atent, fii atent. Asta Super Mario are făcut-o Alfredo Rodriguez. Tu sigur știi cine e. Mare pianist din Argentina, mă. L-a descoperit Quincy Jones. E rupere și a făcut piesa. Bă, dar cum sună? Eu când ai cântat-o la el m-am gândit și ziceam, bă, de unde îmi sună cunoscută? Da. Pentru bonus. Da. Următoarea piesă. Bonus. Detergentul. A zis bine. A zis. Asta e doar de bonus, așa ca să. Păi, tocmai am vorbit, dar nu știu dacă cred că era Dero, nu bonus. Nu? Eu parcă așa mi-aduc aminte. Asta e mai grea. Recunoaștem trupa. Dero prezintă. De rock and roll. De rock and roll, exact. Da, mă, așa, mă, da. Băi, ce ani au fost ăștia. Bă, dar voi vă dați seama cum era, că e interesant. Adică eu cred că niciun... Ce vorbesc, mă? Dar nu vorbim de doar de rock and roll. De cine vreți voi? Bă, să prezinte de romă. Mi se pare că e maximă. Să știi că acum ar putea să revină. Cristiane, atenție! Trebuie să... Nu-ți... Voi vă dați seama pe vremea lui Neanicu. 6, da? Auzi-mă, pe vremea lui Neanicu. 6. Să fie auzit. 6, șef. Perlan. Ia, iartă-mă, 5. Iartă-mă. Trebuie să recunoști trupa? Trupa. După. Ce e, Coldplay ăsta sau ce e? Că ăștia au fără să dea în... Sau YouTube? Că ăștia mai dădeau fără să dea în fus. Este doar ritmul de la... Ajută-l, Cristi. Du-te puțin acolo lângă tobă, du-te puțin, că așa... E pentru... Nu te grăbi și fă exact ce trebuie. Nu trebuie mai mult. Atenție încă o dată. Eu trebuie să ghicesc și atenție. Fieta. Ce-o fi, mă, asta? Păi poate să fie orice. Zi, mă, zi că bate lângă. Ia. A, gata, mă, gata, nu mai e nevoie. Era suficient să dai doar prima doar să faci. Da, nu trebuia. Da, mă, da, bine. El acum dă în tope, dar acolo erau tu. Păi da, mă, da, mai încolo, la după bridge. Da, mă, e limpede. Da, așa era, da. Pentru telespectatori. Da, într-adevăr, așa e, da. Pentru telespectatori, vorba de Personal Jesus, Depeche Mode. Iar acum, da? Cristi, atenție, da? Trebuie să recunoști trupa. Vii cu golănii din astea, trebuie că mi-a rămas da, la valiera asta. Da, mă, de o să arunc, auzi. Deci imediat, stai așa, perioada funk, stai că îmi scapă numele fix, numele trupei îmi scapă, piesa, îți dai seama că o folosesc și eu. La greu. Adică o folosesc, o pun la greu. Ceva cu train, dar cum n-ai zice la piesă? Asta e piesă? Da. Spune-mi piesa sau trupa. Între timp noi o să-ți cântăm piesa, ușor. Poți să-i dau un hint altfel de hint? Zi. Stai puțin să-mi aduc aminte, mă. Ce hint e ăsta, mă? Auzi? Nu mai fi așa prestigios.
Strangers in the Night, ia stai să vedem. Ce? Ce? Sinatra, ce poate să fie? Long Train Running se cheamă piesa. Bun, așa? Așa, mi-am adus aminte. Stai mă că tu apelezi la memorie și eu nu prea mai bale, ți-am zis. Tu, până acum ai, te-ai descurcat bine. Băi, și cum îi zicem la trupă? Mamă, ce lapsus am. Da, poate să fie oricine, că poate el a cântat un remix acum. Deci e Clapton, dar DJ-ul. Auzi? Deci e Long Train Running remixată de Clapton. Dar știi că, știi că în piesa asta, interesant, i-a trecut pe acolo ca și vocal și Michael McDonald. Ia. Nu știu, nu e... Oh, my, she read by Michael McDonald, on my own. Și era în piesa aia. Băi, mai am și un deci, lapsus, în sfârșit, primul da, lapsus da, pe care l-ai... Da, primul, da. Este vorba de Doobie Brothers. Doobie Brothers, mă, da. Unde s-a dus ăsta? Eu mă gândeam la nume, făceam analiză sintactică acum azi de seara. Aduceți-l, vă rog frumos, pe Eddie la, în zilele noastre. Da, mă, Doobie Brothers. Atenție, așa, asta e simplă, trebuie să o știi. Copii, cum ne concentrăm? Ia. Yeah. Bă, dar puțin ai dat. Hai, dă-i mai mult. Hai, dă-i puțin mai mult. Stai puțin. Dă-i puțin mai mult. Stai mă și asta. Dă-i mă puțin mai mult, mă. Dacă recunoști din asta, îți dau toată sticla de vin. Nu, e păi cea mai rămas în ea. Ce să zic? Eu dă goală, mă, el. Face mie o cinste, mă. Hai, mă, că ți-am dat și ție. Mai era un deget pe fund. Îți dai seama. Hai, mai dăm încă o notă. Hai că nici mai dă o dată să mai au domnul. Hai să începe ritmul. 1, 2, 3, 4. Phoenix, mă? Mamă, Floyd, unde v-ați dus, bă? Păi fii atent. Da, 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 trist. Deci, nu, da, vezi unul singur... Dacă puneai și făceai tam 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 tam. Ce e asta, mă? Bă, ceva funk nou acum mai încoace. Ce e asta, mă? Got them hot flash, baby. Bă, să nu-mi zici că sunt ăia, mă. Yeah. Bă, ăia mă, cum îi cheamă, mă? Zima! Mamă, ce lapsus. Zima! Ăia mă, de când quit playing games with my heart. Nu se ia. Nu se ia? I'm part of, baby! I've been thinking about you, mă. Asta e London Beats. Asta e! Sau London Boys, nu mai știu cum îi cheamă. London Beat, bine. Da, London Beat, da. Știam piesa, dar nu mai, băi, nu mai aduc aminte. Termină cu prostiile, da, gata, da, gata. Da. Lasă scuzele. Hai, uită tristețea, nu mai chema din nou. About you, mă. Atenție, bă, copii. Asta rupea în anii 90 prin discoteci. Asta e simplă. Da. Asta îmi place la nebunie, piesa asta. Ia. Îmi place la nebunie piesa asta. Și tu asta. Cânti asta în concerte, când I've been thinking about you? Ce? O cântăm rar. Da. Crezi că... Atenție, asta. Stop! Tam, tam, tam. No, no. Notorious. Hai, asta e simplă, care începutul ăsta pe care n-ai cum. Băi, voi vă dați seama când au compus unii piesele, ce deștepți au fost, mă. Deci le-au făcut, cumva le-au marcat așa, din nici nu trebuie să te duci o, ce să zic, nicio măsură. Pam, pam, pam. Deci nici măcar n-ai ajuns la 4, e 1, 2, 3. Păi, mai sunt încă două chestiuni pe care trebuie să le faci și primești... Da? Duran Duran, ce? Asta e culmea. La genie. Da. Iar acum, mai sunt două chestii. Una este chiar acum. Ia.
tam 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 Santa Lucia. Could you be love? Pentru telespectatori, spune trupa? Păi ce, Bob Marley. Și acum, and the Wailers, dacă vrei așa și trupa. Sigur că da. Și acum, ultima piesă. Ultima piesă. Atenție! O să fac o magie acum. Și o să scot din joben Steve Miller Band. Yeah! Dai, dau și una, asta ce? Ia. Păi tot ne ducem în, tot în Floyd? Ne întoarcem? Nu. Nu? Bine, mă, voi asta e gluma noastră de Pink Floyd cu Shakira. Înțeles, da, da, da. Da, deci da, asta da, e da, Piqué, da? Da, da, da. Da, da. Ia, mai dă, hai, hai ia, să vedem. Asta e pur la conesor. Ia. Și numai toba. Da, da, toba, dai. E, tu știi ce e asta, mă? Da, știu. Poate fi orice. Nu te bagi aici. Băi, lasă textele astea. Băi, eu v-am zis că ăsta e, ăsta e cu trip. Asta este e Kitten Kitten spălu ăsta cum? Ai Paul Simon, dar fii atent. Dacă punem acum Kitten Kitten. Da, știi ce zici? Dar asta este indubitabil. Da, stai că îmi scapă numele toboșarului. Ia uite, m-a cântat cu Pastorius. Mamă, ce lapsus am. Da, da, exact. Ar fi vrut el, da. George Clooney, da. Da. Așa e. Ma. Peter Erskine, mă, ele. Bravo, mă, gata, s-a marcat. M-am liniștit. Tot noi te-am salvat. Da. Peter 2011. Erskine, exact. Am zis, a cântat cu Pastorius. 2011. De atunci, pe la România au talent, au trecut mai mulți jurați. Da. Mihai Lărădulescu, Bebe Cotimanis, Florin Călinescu. În 2011 a început România au talent? Da. Și în 2010 se filma în toamnă, că asta a fost marea problemă, dilema lui Smiley și Bartoș. Deci s-au filmat, dar pe post a fost în 2011. Da, da, așa este, da. În 2010 Mihai am Petre, început, da. Da, iar acum este Bobo și Dragoș Bucur. Așa. Ce număr poartă la pantof Bobo? Nu știu, mă aștept la o... Nu, aia știu. Da. Și la vestă, pentru că i-am dat vestea când a fost să se căsătorească. I-ai dat vestea când a stat să... Da. Vestea aia i-am dat o vestă bună. O, ce veste minunată. Dar dacă ar fi tu să-ți alegi un panel de jurați. Așa. Din toate timpurile. Din toate timpurile și din toate colțurile lumii. Din toate timpurile de la noi din țară. De la noi din țară? Că tu te-ai duce direct pe Heidi Klum, nu e o problemă pentru asta. Stai, că așa e interesant așa. De la noi din țară, care ar fi un panel perfect de urmărit din toate punctele de vedere. Evident că a fi la România au talent ca și jurat, deja ai o probitate formidabilă. Ai o carte de vizită serioasă. Deci, eu zic așa. Dem Rădulescu, îl văd. Mă, mi s-ar părea tare. Adică tu îți dai seama ce-ar fi acolo. Eu m-aș da la o parte. Deci aș ieși din povestea asta. Așa, Dem Rădulescu odată. Pe cine să mă... Pe ce mai pui pe ăștia, mă, din gașca, din BD, mă, nebunit? Îi vezi pe ea la masă? Deci nici mai pui pe ce de talente. E bună ziua, bine v-am găsit, start. Și le zici, vă oprim după două ore, dacă e. Ce vă recomandă, știi, după aceea? Exact, da. Pui toată gașca, mă. Tu nu-ți dai seama. Dar Bibanu mi se pare că... Ăsta e șeful președintele jurului. Eu îl văd și pe Gigi Dinică, răposat, Dumnezeu să-l odihnească, să-l văd așa. Să fie tot timpul. Să n-aibă chef de niciunul. Da. Care vine și să-i bage în direct, să-i ia direct. Tinere, dumneata, e mama. Așa se zice că i-ar fi zis cuiva care îl tot necăjea într-una și e mamă. De ce mă întrebați mai pe? Nu, de altă dată aș dori să-ți indic direcția. Așa se zice, nu cred, că mult e filozofie ce îl privește, dar... Noi ne pregătim. O fetiță la un moment dat, maestre, se vorbește că beți mult.
Mult? În comparație cu cine? Zice, dar oare există și actori care nu beau deloc? Întreabă, ea insistă pe subiectul ăsta. Și din nicăci ar fi zis, probabil că există, dar nu-i cunoaște nimeni. Apropo de ceva fin, noi în noiembrie anul acesta ne pregătim pentru din nou pentru un My Way. De data asta vom celebra 30 de ani de când am năvălit pe micul ecran. Și e o piesă acolo pe care vreau neapărat să o cânt alături de tine. 30 de ani, da mă, 93-2023, bă, incredibil, frate, incredibil. Deci, Mohoria. Și, vrei să încercăm ceva la 30 de ani ăștia? Asta e, evident că o să încercăm. Asta este piesa. Bă, n-am cântat-o pe asta, așa e. Oh. I've got you. Asta e? Asta e, da. Bă, dar chiar niciodată n-am cântat-o. Mona Lisa, Mona... I've got you. Oh, yes. Under my skin. Nu e rău deloc. I've got you. Unde? Deep in the heart of me. Trebuie să văd frazarea, că nu mai știu cum era. So deep in my heart that you're really a part of me. Bă, dar ai venit cu de-astea grele. I've got you. Ce vorbești, Franț? Under my skin. Bine, Andy. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when baby I know damn well? 'Cause I've got you under my skin. Ești angajat, Horia. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. That's right. In the night. Comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. That's right. But each time I try to adjust, all of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I like you under my skin. One more time. Yes, I've got you under my skin. Ești angajat. Ești angajat. Asta am zis eu mai devreme. Am fost eu primul angajator. Doamnelor și domnilor, fiți foarte atenți. Anul viitor, Andy Moisescu. Pe ce dată, Horia? Că trebuie să-mi trec în calendar. Anul viitor face 20 de ani de la nuntă. Stai liniștit, acum nu știam despre ce e vorba. Atenție, este nunta de Peruzea. Da, așa este, mare dreptate. Mulțumesc. Nu, urăsc să mi se dea dreptate. Doamnelor și domnilor, vreau să vă atrag... N-am cum să-ți dau dreptate. Anul viitor, ai zis? Da. Da, are dreptate, mă. Așa e. A doua ori am dreptate. La treia ori am dat demisia. Deci, când ai zis în 2024... Hai, gata, ho! Deci vreau ai să dreptate, mă. Am dreptate, auzi? Deci vreau să te întreb din partea comunității de oameni, de bine, din București și din lume. Ce m-am gândit să iau cadou? Nu, cadou te privește pe tine. Zi. Cu toate că n-ar fi, e surpriză. Da, mă, normal. Dar vreau să te întreb dacă faci masă mare, răspunsul este da. Da, bineînțeles. Ok, și acum, că aici am vrut să ajung. Ia. Ce? Du-te și într-o populară ceva, că simt că acolo vrei să bați. Uite, insinuările astea nu și-au locul. Fii atent de aici. Mare vină. Eu pe cine inviți să-ți cânte? Că o să fac la cântarea asta la 20 de ani? Acolo, într-un boș de ucă. Mă, vreau să merg pe ceva modestie. Mă gândesc așa la un playlist cu vreo 25 de artiști. Scuză-mă, dar se numește pe barosăneală. Mă gândesc așa să merg pe modestie, un festival mic. Montreux? Montreux, da. Ce ai zice să facem exact acolo? Și să vină toți, bă.
Băi, asta, asta ar fi o lovitură dată umanității. Dar cum ar fi, bă? Eu aș vedea niște români din ăștia antreprenori care se duc frumos, fac o masă mare frumos acolo, da, asta e. Și după aia, uite-mă pe cine am avut invitat la Montreux și dă tot afișul de la Montreux. Tot îți dai seama, tot ce vrei tu. Dar și la la Montreux. Ce? Fără doar... Ce, bă, ce trebuie să mă înfârtiile mele? Băi, stai, nu strica pe aici. La Montreux, atunci când Olivia... Da. Și Andy vor merge din nou și își vor reînnoi, că asta e moarte. Asta e frumoasă, vă, își vor reînnoi jurămintele. Jurămintele? Ei bine. Bă, dar câte cântece ați pregătit aici? Ai printat toate versurile din lume. Eu cum v-am zis, bă, ce naiba. Din ce tonalitate suntem? Mai ții minte! Măi, dragă! Ia, ți-am dat și asta? Nu. Ia, ți-am dat-a? Da, nu e nevoie. Asta era mine. Păi mai ții minte, măi, dragă Mărie, când nu erau struguri copți la vie, bine în flexiunea, și tu erai mică măriuță. Bine, vine la Montreux. Păi nu știai să-i dai neiciguriță. Nu, bă. Și tu erai mică măriuță. Păi nu știai să-i dai neiciguriță. Păi când era cicoarea bobocită. Aia. Cum erai? Tu erai mică și îmbrobotită. Da, lasă că aveai ceva. Aveai păsmăluță roșioară, miroase de primăvară. Aveai păsmăluță roșioară, miroase a flor de primăvară. Se știe! Dar dacă nu... Nu veneam eu, mă, cu un acordeonist după mine dacă știa că bă, e cazul. Bă, dar ce știi? Nu știe nimic! Păi, eu sparg ceva! Hai, noroc! Hai, la mulți ani! Hai să fie într-un da. Ceas bun, luptate pe Rusea! Ia zi, Michael! Ți-am luat băzmăluța, uite așa. Uite așa, cum? Să văd cum îți șarte fără ea. Are spiritul! Și ți-am lăsat coatele pe spate. Să te cunosc, fată de departe. Bine, Adi! Și ți-am lăsat coatele pe spate. Zile! Să te cunosc, fată de departe. Și zile, Ritornela! Doamne și domnilor, astăzi la Montreux e zi mare, sărbătoare, ci 25 de artiști, alaiul de nuntă, vin chiar acum la casa de oaspeți. Hai! Și zice așa. Ia! Să nu crezi, neicuță, că am uitat. Aia era. Că erai frumos. Și m-ai dus la apă la gilot, dar eu nu știam neică să not. Aveam cămășuță cu albiță. Albiță. Nu știam să-ți dau neică guriță. Și amândoi aveam cămășuță cu albiță. Băi, tu ai voce și de asta, mă. Băi, eu așa m-am calificat. Zi-mi unde mixez următoarea dată. Băi, nu știu unde e următorul, primul pe listă. Cred că la Nomad. Băi, da. Fii atent aici. Zi. Ce mai dar să știi că eu încep un set al meu cu orchestra Barbu Lăutaru. Cum începe Barbu Lăutaru? Păi nu știe, de la Tezaurul Folcloric. Tam da da dam da da taram tararam tararam taram tam. Tam tam. Asta e. Exact. Numai că după asta intru cu James Brown direct. Dar peste ea, adică merg împreună. Da, merg împreună. Nu chiar cu aia, dar merg împreună. Uite-l tată. Deci ăsta e șeful nostru al tuturor. Adică chiar și așa spiritul lui rămâne. Voi nu vă dați seama cam câtă istorie s-a scris de la el. El care, mă rog, pleacă
forma de inspirație de la, pentru James Brown a fost Little Richard. De acolo a plecat toată povestea urletului. De acolo este. După care, de aici încolo urmează seria Michael Jackson, Prince și... Cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Horia Brânciu. Bruno Mars, bravo mă, știe, vezi? Asta e, tripleta. Sunt oameni care sunt efectiv duși pe același filon, inspirație James Brown, plecând din Little Richard. Eu cred că și James Brown ar fi dorit să se întrebe, sunt o regată? Sau un regat. Sau un regat. Și acum o să fac un preambul cu o mică istorioară. Eu îmi fac de fiecare dată veacul la mare, la prietenii mei de la H2. De la apă. De la apă. Da. Prietenii mei de la apă. Și în fiecare an mi se trezește cu o propunere. Auzi, mă, hai că îți dau carnetul de skipper. Mă, nu am. Măi, cine, la copii... Tache, zici asta? Tache. Da. Toată lumea îmi zice asta. Hai, mă, să-ți naști. Păi zic, bă, zic, că la cât ai bolăcit acolo puteai să mergi și la școală. Bine, că după aceea vin și zic, ha, mă, și încearcă și kite-ul ăsta. Zic, bă, nu-i pentru mine, eu am 80 de kile. Oh. Bă, kite-ul duce, dar mi-ar plăcea să te vă pe kite, sincer. Aș vrea să vă păpăria cu wake-ul ăla, înțelegi? Bă, voi nu vă dați seama ce ar face el dacă ar învăța și kite, frate. Vreau să te întreb pe tine. Dar îți dai seama că o să încerc într-o oarecare măsură, dar... Acum nu mai pot să-mi scot imaginea asta, tu pe kite. Deci nu pot să o mai deslipesc. Da, mă, pe cuvântul meu cred că să mă gândești la noapte la ea. Doamne. Dar vreau să te întreb pe tine. Zi. Dăm... Te întreb pe tine, soare. Dragostea numără. Ia zi. Dăm un boost, cum se spune acum. Dăm un boost și spunem, bă, Horia, apucă-te, mă. Tu care ești acum... Da, mă, dar chiar că merită să te apuci. Tu care ești acum îndrăgostit. De kite sau de sailing? Nu, de sailing. De sailing? Convinge-mă, te rog frumos. Păi ce să mai te conving? Mergem împreună vara asta și faci coala, ce-i mare șmecherie. 4 zile. Merg eu cu tine. Am o întrebare. Ți-a fost vreodată rău de mare? Am avut un fel de început de rău de mare, dar înainte să mă apuc de sailing. Nu, când am ajuns la sailing deja nu mai aveam rău de mare. De ce, tu ai rău de mare? Am un pic de rău de mare. Crezi te că... ajut eu să scape și ăla. Ce-mi faci? Ei, îți arăt la fața locului, secrete profesionale. Ce? Vorbesc serios, da. Mai ții minte, măi, dragă Horică? Când ți era ție un pic de rău de mare mică. Băi, apă mică. Era... Eu am rău de uscat acum, noi așa zicem tot timpul. În echipa de sailing în care sunt eu, când ne întreabă, bă, dar la voi n-are nimeni rău de mare. Cât sunt în echipa de sailing? Nu, mă, la noi e rău de uscat. Deci când legăm barca, imediat trebuie să comandăm ceva. Sunt 6-7 persoane. Pe o barcă? Da. Păi, în principiu, pot fi și 3, depinde de dimensiunea bărcii, de la 3 în sus. În ca să înțeleagă și colegii mei și ca să se apropie de subiect și cei care ne urmăresc. Da, e vorba de barcă cu vele sau cu, știe lumea, cu pânze. Și acum, spune-mi care este o indicație pe care ți-o dă cineva. Voltă. Ce? Schimbare de direcție. În care un echipaj întreg are câte ceva de făcut. Adică și... Ce se întâmplă? La regată, șmecheria e să mergi împotriva vântului. Când te bate vântul din spate, te împinge orice. Adică nu trebuie să mai faci nimic teoretic. Dar practic e și acolo de făcut. Dar ideea e să mergi împotriva vântului. Se așează o baliză fix în vânt, din direcția în care bate vântul și tu trebuie să ajungi să treci de ea. Și cum să mergi? Tu n-ai avut motor, că n-ai voie să pui motor. Corect. Mergi doar cu velele, da? Și cum faci ca să bată vântul din... Să poți să învingi vântul. Trebuie să-l iei într-un unghi. De la 30 de, din clipa în care unghiul, vântul face mai mult de 30 de grade față de direcția bărcii, barca începe să se miște înainte. În mod surprinzător. Velele o ajută să facă asta. Și atunci tu mergi așa, după aia schimbi direcția la comanda voltă, iar mergi așa, iar mai faci o voltă. Și mergi în zigzag până când ajungi să treci pe după baliză. După care urmează să te întorci downwind, adică cu vântul din spate. Aici e puțin mai simplu și mai plăcut, da. Dar, apropo de rău de mare, să știi că rău de mare e un pic mai pronunțat în downwind decât în upwind, adică atunci când mergi împotriva vântului. Când te duci? În iunie, iulie, august? Când? Păi începe în mai. Prima regată e în mai. Okay. Dar e rezolvată, doar să... Îmi trebuie un costum? E, ce costum să-ți trebuie? Un tricou și un short. Atât? Da, ar fi bună o salopetă că mai apa e mai rece și o să mai sară valuri pe noi. Auzi? Se cântă ca acolo? Uai de capul meu. Ai, mă! Tu ce cânti de obicei când ești... E în vai vânt la pupa și ești... Păi care... acum avem muzică. Te-ai dus în zona asta? Nu, mă, se ascultă. Fiecare ce vrea pe barcă. Muzică electronică. La noi e... Zici hai pe bune! Da, mă. N-am văzut așa ceva. Gata, mă, mai DJ, convins! DJ, e barca plină de DJ la noi. În devenire. Vorbesc serios, n-am loc de ei. N-am loc. Aveți nevoie de un fost prezentator? Dacă a lucrat și pe la Robingo, să ne pună niște întrebări mișto. Păi, vreau să spun că eu te-am văzut cântând piesa asta.
Și cred că a fost marea mea plăcere. Ce piesă, mă, Horia? Să te văd cântând piesa asta. Și o felicit încă o dată pe Andreea, pentru că a fost alături de tine. Aaa, da, mă, da, e drăguță piesa. Dar să știi că eu mi-am adus aminte de ea tocmai pentru că tu voiai să o cânti atunci cu Nicoleta și mie mi s-a părut că e foarte frumoasă și simplă piesa în același timp, dar părea mai dificilă. Mă bucur că am o influență pozitivă asupra ta. Nu uitați, 24-25 sala Palatului. Nu știu dacă rezist, dar voi veni să... Horia, da, trebuie să spun un truc. Eu n-am cântat-o din tonalitatea originală. Eu nu pot să mă duc atât de sus. Am dat-o în tonalitatea... Da? Adică noi crezi că suntem profesioniștii lui pește prăjit? Nu, mă, nu, dar... Să fie pentru ultima dată! De exemplu, la pasta de mai devreme am... Ce vorbești, forțat, mă, puțin notele. Păi da, pă și la vele acolo îți forțez nota. Trebuie să fim mai bun decât am început acest podcast. La... Mai ții minte, măi, dragă Mărie? Dat-o din tonalitatea pe care ai cântat. La... Da? Măruță, da. Păi între timp mi s-a îngroșat mie voce. Aoleu, i s-a îngroșat! Băi, lasă îngroșările. Băi, lasă îngroșările. Fiați... Doamnelor și domnilor, astăzi, pentru prima dată am auzit personal această piesă în urmă cu vreo 22 de ani, când pe Pro TV, i-am zis și lui Nache chestia asta odată, a fost spectacolul Robbie Williams live, da. Și piesa asta cântată cu Jane Horrocks, așa se numea fata. Da, foarte drăguță, da, ea. Și în modul care am văzut, am zis, băi, asta trebuie să fac și eu. Și peste câtva timp, pe atunci n-aveam trupă, atenție, peste câtva timp am zis, așa trebuie să fie. Iar acum, trupa mea este aici, alături de partenera mea, Anduța. Ce băgabot ești, bă. E invers, deci eu sunt alături de partenera mea, Horica. Este! Mai ții minte, măi, drag. Come on! I still can jukebox softly playing. And the face I see each day belongs to you. Belongs to me. And not a single sound, and there's nobody else around. Thinking about the things we used to do. Come on, everybody! Thinking about things. Walking apart. Things. Kissing the dog. Things. Like a sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried? Things. Like lovers vow. Things. That we don't do now. Thinking about the things we used to do. Thinking about the things we used to do. Oh, yeah. You got me thinking about the things we used to do. Bravo, băi, tată, băi! Frumoasă piesă. Băi, frate, de când ai venit la sala Palatului în 2012, eu vreau să te rog un lucru și acum vreau să spun, dă la o parte tot ce ai. Dă la o parte tot ce ai. Tot ce ai. A DJ-a, a fate DJ-ală, acum sunt pe astea, pe dur. Ești pe dur, da. DJ-ala... Joci cu mine de zici că suntem în filmele alea motivaționale. Da, asta. Fii atent aici. Dacă DJ-ești, plăcere de moment, nimic pentru posteritate. Dacă prezinți, e pentru moment, nimic pentru posteritate. Singurul lucru care poate fi pentru posteritate este muzica, mă. Mă uit, când mă uit la tine și multă lume mi-a spus că ești pe YouTube la mine. Așa. Cântând Make the Knife. Băi, și atunci pentru prima dată am primit niște mesaje. Băi, Andy, ce voce are, băi. Eu era zic, ce să fac, că am lucrat la ea. Nu am lucrat deloc la ea, ești natural, mâncați-aș nasul. Băi, frate, gândește-te la faza asta. Apropo de vârsta noastră, că discutam cu Fodor, care îmi zicea, nu mai vreau să fac nimic. De ce, mă? Muzica asta înseamnă repetiție, înseamnă ce? O mare dreptate, pentru că vrea să-și trăiască fiecare clip a următorilor 20 de ani. Că da, 20 stai, mă, să-mi intre copiii la facultate. O bat și am băgat una de asta. Am căutat, de cât vorbești, caut o portiță, mă uit să văd pe unde. Știi unde e gardul rupt, să sar pe acolo puțin. Da, știi. Nu. Nu fim o ruptură să ies. Trebuie acolo, să rezolvăm asta. Da. Păi o rezolvăm așa, din când în când, nu e mai simplu așa. Am înțeles, mai vin la un sala Palatului. Okay. La okay. Poate construiesc ăștia și o polivalentă la un moment dat. Nu trebuia să spui că vii anul ăsta la sala Palatului. Să fie surpriză. Să fie surpriză. Păi e simplu, mă, n-o difuzezi. Da. Am venit cu atunci și zici, uitați ce cenzurasem eu la vremea respectivă. Doamne și domnilor, măi, nu mai sunt nici prezentator, nici cântăresc. Eu vreau să devin impresarul lui Andy Moisescu. Un impresar, un... Sunt... Bună ziua, numele meu sunt Horia Brânce și sunt managerul lui Andy Moisescu. Un om ca Andy Moisescu, cu atâta verbă și energie, trebuie întreținut bine. Adică, la ce te gândești?
S-a adjudecat. Să intre! S-a ajutat dietă. Acesta l-am găsit lângă Sarbi Segetuza. Ia să vedem, tată, ce avem aici. Deci, iată de aici. Aici este așa. Scrie. Este un burger. Da? Stai că-mi pun ochelarii. Acesta este steagul victoriei. Îl văd. The flag of victory. Opa. Da. Deci zice că e de la chitaristul de la AC/DC. Așa. Casa Young scrie aici. Și acum, acesta este celebrul, de altfel. Auzi, mă, Horia. Iată. Dacă tot vrei să mergem până la capăt, n-aduci, mă, să muiem cartofii ăștia în ceva? Un ketchup, ceva, o treabă. Ai ketchup, mă? Auzi, mă, cafea e bună? Cum ar fi cafea? Vreau să te întreb un singur lucru. Mă. Tu ești fan vin alb sau vin numai vin alb? Nu, no. Sunt merg pe orice culoare. Bineînțeles, mi se pare normal. Vreau să spun că mie mi-a plăcut foarte mult când am gustat prima dată vinul ăsta. La mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Cine-i născut de ziua lui? Hai sus! De ziua lui! Da. Cred că e vinul... No. Horia! La mulți ani cu sănătate... Să vă dea Domnul ce doriți... Ne oprim aici! Mergem în Giulești amândoi la următorul meci... Hai mă! Ca să parafrazez o stațiune, vom face de strajă în Giulești. Este vorba de rară neagră, da, Cabernet Sauvignon. E, deci e un cupaj acolo. Ăsta este un cupaj care ți intră pe sub. Fii atent. Ți-am adus aceste lucruri. Să vedem. Ce sunt astea? Ce să fie? Asta este remulat. Stai că vedem imediat. Nu, chiar nu știu, te rog, explică. Eu pe ăsta aș merge. Ia să văd. Mamă, ce ești puțin iute, e mișto. E bine. Ăsta e ca lumea, că e iute. Fii atent. Da. Ăsta se face așa, se taie așa. Bă, Horia, da. Ăsta se taie așa. Da. Fii atent cum e. Se taie așa! Ia, stai. Deci se pune în farfurie așa, da? După ce altă e în jumătate și pe ăsta. După aia concasorul. Dar dacă tu, dacă mai insisti mult, cred că mai bine aduci un blender, îl bagi frumos, îl faci. Mare smoothie! Și îl bei, mă. Ai băut vreodată burger? Ar fi momentul. Ia, mă, stai că e cu atâta poftă. E ce trebuie. Fii atent de la chiflă, prea că... Doamne, ferește! Dacă cumva acolo e ceva greșit... Ia, cred că era mișto atunci când o scoseseră ei de pe foc, dar... Suntem acum pe... Suntem în luna februarie. Această lună februarie eu vreau să fie plină de iubire. Așa precum este vocea lui Andy. Să vedem. Un aer baritonal cu inflexiuni surprinzătoare. Not bad, man. Vezi? Asta vreau să spun. Deci tu, Horia, am înțeles acum. Tu le faci pe toate într-un singur podcast. Deci faci și ASMR și mukbang și toate... Da, dar vreau să te întreb. Când am stat noi la masă în toată existența noastră de peste 20 de ani? Poate pe la finalul vreunui eveniment, dacă am apucat așa exact. 15 minute, 20 de minute. Acum înțelegi de ce am făcut eu podcastul? Ca să stăm și noi mai mult. Nu-ți spun ce a făcut Bartoș aici. Ce a făcut? Bartoș, la un moment dat, am pus platou. Și am mâncat, cred că, un minut amândoi. Da? Fără să spune nimic, făcând așa. Și asta ce? Și spunea fiecare produs cu însemnătatea lui. Bartoș... Ia, păi zici și tu să vedem ce zici. Ce să zic? Bă, ce bun burger, ce să zic? Bine, mă, pe jumătate e blasfemie că mâncăm burgerul tăindu-l așa, deci zici că suntem la... De vreau să te întreb pe tine. Unde am făcut noi să preia de sus în jos? Asta nu mai vikingii mâncau. Noi mâncăm mai retras. Doamne, și să iau și gura asta de sănătate. Ia! O clipă de sinceritate. Să nu faceți așa ceva acasă. Nu faceți așa ceva acasă. Nu invitați oameni să-i pui să cânte, să mănânce. Și pe iar să cânte. Și iar să cânte. Nu se face așa ceva. Și apropo de cântat. Da. Spune-mi despre snowboarding. Frate, ce poți să-ți mai zic despre snow? Frate, da. Tu cred că ai creat-o în sânul familiei tale. Există o legendă a snowboardingului. Acum, din nou te întreb și din nou te rog să vii către mine. Eu sunt un om care merge pe două schiuri. Da.
Și eu am mers pe două schiuri. Păi, și ai trecut la următoarea etapă. Știi ce am făcut? Eram curios de mult să văd ce se întâmplă pe placă. Adică să trec de la două scânduri la o scândură. Cum așa, așa, așa. Schindură, așa îi spune, schindură. Am tot amânat. Așa, și? Am tot amânat momentul ăsta până într-o zi în care m-au stârnit niște băieți care au devenit cumva și noua mea comunitate și care mi-au zis, bă, ce tot pierzi timpul mă atâta. M-au invitat, ei m-au invitat la un concurs de ăsta de snowboarding. Tu știai dinainte? Nu, mă, habar n-aveam nimic. Eu am fost cu schiurile la mine atunci, dacă poți să crezi. Deci am fost cu o gașcă de bordări și eu eram singurul cu schiurile. Și m-au dus să-mi arate o competiție de snowboarding, convinși fiind că o să-mi placă atât de mult încât o să zic, gata, mă, vreau și eu să încerc să văd cum e. Și exact așa s-a întâmplat. După aia am venit în România și ca nu cumva să mă răzgândesc, mi-au și făcut cadou o placă de snowboard. Fără legături, fără nimic, doar placa în sine. Și urma o întrecere, un concurs de ăsta care e foarte mișto să ține în România la Harghita Mădăraș, la vreo 30 de kilometri de Miercurea Ciuc. Și am fost invitat să merg acolo și cum primisem placa asta de să merg să văd ca spectator, da? Și cum primisem placa asta de snowboard, am zis, bă, m-am dus, mi-am cumpărat o pereche de legături ca să poți să vezi unde merge omul, nebunia lui, și o pereche de pantaloni mai largi, că ea de schi, știi că sunt mai genul skinny fit așa. Și m-am gândit eu că o să-mi fie greu cu ei la snowboard, ceea ce într-adevăr așa și era. Și m-am dus acolo și pentru prima oară am pus placa, cum ar veni, în picioare. Bă, și mi-a plăcut atât de mult de la prima coborâre, încât din momentul ăla nici n-am mai dat-o jos. Zi-mi sentimentul pe care l-ai avut, pentru că vreau și eu să încerc iarna asta. Paradoxal, deși toată lumea zice așa, bă, eu nu pot să trec la placă pentru că nu pot să stau cu picioarele legate. Mm-hmm. Că am sentimentul că nu mai pot să fac nicio mișcare. Adevărat. În mod paradoxal, sentimentul cel mai pregnant pe care l-am avut eu din clipa în care am început să mă dau cu snowboard-ul e de libertate. E ciudat ce zic. Dar cu picioarele pe aceeași placă, fixată, tu cumva, fixate picioarele, ești mai rapid în mișcare decât ești pe două schiuri care la un moment dat o pot lua unul hăi și unul cea. Dacă vrei acum să încerc să-ți dau o motivație în plus, că tu simți acum ce se întâmplă la genunchi atunci când schiezi, da? Presiunea e destul de mare, particulații. Nu e o problemă. Tocmai din pricina faptului că picioarele o pot face. Nu e o problemă că tenisul mi le-a sudat pe toate. E foarte bine. E, la snowboarding presiunea e mai mică. Adică ești mult mai relaxat. Eu la sfârșitul zilei de dat cu schiurile, eram practic rupt, aveam picioarele rupte de oboseală, genunchii nu mai spun, trebuia să fac stretching ca să-mi rezic. Băi, adevărat, mă, pentru că două picioare lucrează pentru aceeași placă, iar două picioare lucrează pentru două schiuri. Dar e mult mai simplu când picioarele sunt fixate pe aceeași placă. De fapt, tu nu lucrezi din nimic, totul e din balans, din corp. Tu nu mai pui nicio presiune. Snowboard-ul cum virează? Când apeși pe vârfuri, da. Automat, datorită carvului din placă, ea începe să vireze. Când apeși pe călcâie, iar virează. Tu, ca să faci apăsarea asta, nu e suficient doar să balancezi greutatea corpului. Ții poziția corectă și doar bam, bam, bam. Vedeți, v-am spus, cheia e în greutatea corpului. Păi asta vreau să-ți dai seama ce viraj ai luat tu din ăla. Tu o să rup numai carv. Ia, poate te trimit la Craiova. O să mergi numai pe carv din ăla agresiv. Tu ai ca lumea să apeși și îți dai seama. Auzi, fii atent aici, vreau să fac un film cu tine. Da. În care tu te dai. Așa. Te pun pe relanti. Și tu ce faci? Și muzica este asta. Stai, mă, că el tare, mă, a pregătit 480 de cântece. Da, asta e bine, că din astea 480 poate ies 3 ok. Băi, deci asta. Nu, așa e el. Așa e el, uite. Uite în cinstea acestei piese. A, frumos. Fian, asta e zăpadă. Deci eu v-am zis că asta e, m-am prins că asta e șmecheria. Deci mănânci, până când la un moment dat cedează ceva. Ori vocea, ori stomacul. E pe genul Pioa, eu trebuie să mă retrag un pic. Dar hai, noroc. Hai să treci la mulți ani. Dar ți-ai pus problema altfel? Mănânci când lucrul ăsta este un perpetuum mobile, spița întâi, care merge până la dânși bătrânețe? Eu știu, mă, Horia, dacă tu zici așa. Uite-l pe Cristian. Acum am văzut că și Beatles și cu noi. Uite-l pe Cristian. Ce-i cu el? De când facem podcastul ăsta, da? A întinerit. Sailing-ul, snowboarding-ul, cel mai începe cu S. S. Exact. Așa. Exact. Mă bucur că ai completat. E bine, toate acestea ne fac să credem că avem o viață minunată. Ia încearcă să vezi că nu e întâmplător acest exact. Exact.
Dragoste. Alături de Andy Moisescu. Da, mai dai niște teme, eu l-am cântat câte ceasă încă o dată. Tu n-ai cântat niciodată melodia asta? Vezi, asta îmi place mie. Auzi, eu de la microfonul ăsta, ăla de acolo, am auzit o felul de chestii. Băi, dar nu sunt bun în muzică. Dar plăcerea de a cânta învinge reticența, mă. Bă, ce poate să fie grav? Fii atent. Te rog frumos, Ducu, dă un efect de mângâiere a timpanului. Yes. Am voce, adică vrei să ne fie vocea mai... Yes. Da. Am făcut-o frumos. Am făcut voce ca de blues. Deci, efectiv, parcă sunt în urechea mea, cum simt eu muzica asta, parcă sunt la un fel de lounge super quality, știi? E o seară minunată, se deschide și intră buble. Hello, bine, și noi îmbrăcați puțin altfel, nu așa? Lasă îmbrăcatul, sufletul contează. Da. Da, da. Ce vinul ăsta, mă. Atât, atât. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces, oh yeah, of people going by. I see friends shaking hands. Say what? How do you do? How do you do? Think to myself, what a wonderful world. Yeah. And I think to myself, what a wonderful. Deci încă o dată n-am făcut repetiție ca să înțelegeți. Oamenii aici, chiar dacă nu spun bine, perfect piesa, senzația pe care am este că noi trebuie să ne liniștim. Asta este... Eu vreau să fac podcast mult înainte, dar n-am început pentru că nu știam care e liantul. Liantul nu-i mâncarea, cu toate că e esențial. Stai puțin, tu te referi acum la episodul ăsta sau în general? În general. Genul ăsta de podcast general, pe care îl faci tu. Dar umanitatea ta, noi când vorbim avem un alt timp decât cântăm. Când da, începem să cântăm? Da. Normal că ne ducem în altă lume. E o altă viață, e alt univers al nostru. Da. Iar în momentul de față, tu mă, nu acum... fi de la vin că prea ai început să o dai pe filozofia așa. Nu știu, zic și eu ca idee. Crezi că e prea de vreme? Niciodată nu e prea de vreme pentru filozofie. Deci eu cred că ar trebui să și având în vedere filozofia asta, vreau să te întreb ceva. Acum chiar pe bune. Ia. Yeah. Ai fost printre pionierii televiziunii în România, după 89. Așa. Ai trecut prin atâtea experiențe de televiziune. Ai intrat în online, poate mai ferm decât multă altă lume. Și acum te întreb, fii atent, ăsta e titlul de la emisiunea Reflector de pe vremuri. Andy Moisescu. Am prins-o, eu am prins-o pe asta, să știi. Andy Moisescu, da. Andy Moisescu. Televiziunea, încotro. Mamă, e o întrebare dificilă asta. Da. Păi deocamdată ea își caută și ea drumul ei, adică încearcă să mențină în viață.
în timp ce publicul a început să migreze care pe unde vrea, pentru că mie mi se pare că s-a petrecut o mutație în obiceiul nostru de a petrece timpul liber, dacă vrei. Că până la urmă televiziunea era o chestiune care ținea de timpul nostru liber. Adevărat așa. Și da? Mi se pare că pe vremea când ne uitam cu toții la televizor, adică nu exista o alternativă la televizor, era așa, ne adunam 4-5 oameni în încăpere și dădeam drumul la un televizor. Și timpul ăla îl petreceam împreună, îl împărțeam cumva, chiar dacă noi eram toți topiți după programul ăla. Și acum? Dar știi cum e, meciul care îmi plăcea mie mai tare venea un pic după, dar stăteam și cu tine la serialul ăla, ne uitam. În momentul de față, pentru că practic există câte o unealtă mână a fiecăruia prin care eu pot ajunge exact la sursa mea de interes maxim, mi se pare că noi am pierdut această bucurie de a ne emoționa împreună. Și noi suntem în aceeași încăpere, dar fiecare vede altceva. Pe undeva, poate că e un timp liber folosit mai bine, o să zică unii. Adică e mai puțin timp pierdut și mai mult timp investit. Sau... De ce să stau eu să mă uit la niște prostie de emisiune când în timpul ăsta pot citesc ceva inteligent? O să zică de pe telefon. Putea să facă și înainte de păcat. Crezi că asta va fi pentru o perioadă sau pentru o perioadă chiar mai lungă? Mie mi se pare că deja s-a petrecut o mutație în felul nostru de a consuma în general divertisment și de a petrece timpul liber. Și mi-e teamă că îl facem fără să realizăm asta din ce în ce mai singuri. Asta e una dintre temerile mele și preocupările mele. Mi se pare că oamenii devin din ce în ce mai singuri fără a-și da seama, de fapt, de acest mare pericol. Pentru că singurătatea, sigur că poate are avantajele unei, că uneori e bine să mai fii și cu gândurile tale, să mai stai și în lumea ta, să nu împarți tot timpul cu alții, tot timpul pe care l-ai la dispoziție de împărțit. Dar, pe de altă parte, mie mi-e greu să cred că oamenii pot trăi pe termen lung fiind singuri. Singur, da. Și mie mi se pare că, din păcate, tehnologia, care ne ajută pe o parte, bineînțeles că niciodată ea nu vine doar cu plusuri, întotdeauna se vine cu minusuri. Sigur. Și inclusiv instrumentele astea sociale care creează falsa impresie că noi suntem mai conectați unii cu alții, în realitate nu fac decât să ne îndepărteze mai tare unii de ceilalți și să fim tot mai singuri. E ca și când tu te uiți pe telefon, luând contactul cu cineva pe care nu-l cunoști, cu mai mulți oameni pe care nu-i cunoști, când cel de lângă tine, pe care îl cunoști foarte bine, este ignorat. Da. Da, sunt multe aici, îți dai seama, noi am început să avem atenție distributivă de asta și atenție multiplă, să fim un fel de multitasking, pentru că nu știu de ce ținem foarte tare să copiem device-urile astea care ne-au mâncat viața, adică dacă ele fac 3-4 lucruri odată și noi am ajuns să facem 3-4 lucruri odată. Noi nu mai putem uita la un meci de tenis și în timpul ăsta să nu mai butonăm, să nu mai știm ceva, să mai schimbăm un dialog cu unul, adică, bă, orice meci are și el. Susuri și are momente de maximă emoție și momente în care să mai faceți un schimb sau pur și simplu. Nu, imediat tu, dacă s-a făcut, e gata, s-a terminat game-ul și ăla își trage și el sufletul puțin, imediat am deschis ceva, pentru că eu nu mai pot să fiu decât în priză, în permanență. Și mi se pare că e periculos asta. Să știi că e o chestie pe care, la care m-am gândit. Când o să ieșim noi la pensie, la 80 de ani, noi o să avem o problemă. Eu nu cred că noi să ieșim la pensie. Asta e adevărat, dar nu trebuie să spunem ca să intrăm în marea majoritate. Da, adică noi trebuie să dăm speranțe și altora. Da, dar vreau să întreb o chestie. Da. Noi acum, uite, toți din încăperea asta avem în fiecare zi da. Podcasturile astea, filmările, montajele, concertele, repetițiile, studioul și așa mai departe, sunt niște chestii care ne fac activi. Da. Dacă noi vom îmbătrâni, vom ieși la pensie, oare inerția acestor activități nu se va răsfrânge în mod negativ? Bă, ce să fac acum? Păi eu de asta spun că eu nu cred că noi o să luăm vreodată pauză. Adică, crezi tu că la 80... Crezi că eu sunt al doilea Sinatra și o să cânt până la 86 de ani? Bă, Horia, eu nu cred că tu te trezești dimineață și o să zici, bă, eu de acum nu mai cânt. Eu cred că tu o să cânti până când nu o să mai cânti, când nu o să mai ai cum, când nu o să mai... Când o să pun o oglindă aici, nu se mai aburește, ca să fie mai limpede, înțelegi? Deci până atunci eu cred că tu o să cânti. Eu care nu cânt, da? Deci eu nu cânt. Eu sunt, îmi trăiesc doar pasiunea. Se aburește. Mă, da. Ok! Eu am fost o săptămână pe catamaran în Caraibe și nici nu legam... Singur? Nu, am fost cu niște colegi din clubul de sailing. Olivia, notează-ți unde a fost. Da, știi, mă, stai liniștit, ce domnule. Le-ai informat-o, da. Și eu când ajungeam, legam barca, dar nici nu legam bine. Am avut uculele cu mine. Am cărat uculele de aici, de la București, da, dacă poți să crezi. Și mă așezam frumos și începeam, din nimic, așa. Și una, două mai... Adică nu mă văd oprindu-mă la un moment dat.
din, practic din nimic din ceea ce fac. Și eu nu te văd nici pe tine oprindu-te, cum nu-i văd nici pe ei oprindu-se. Sincer îți zic. Adică nu cred oamenii care sunt în zona asta, cel puțin în zona asta artistică, și în general oamenii care sunt obișnuiți că de când se trezesc și până când adorm ei trebuie să facă lucruri, eu nu cred că ei se opresc niciodată. Tot timpul o să facă ceva. Nu știu, unul care, căruia îi place să lucreze pământul. Nu se oprește, mă. El lucrează pământul până când nu mai poate efectiv să lucreze. Ca să o citesc pe Samantha Fox. Nothing gonna stop me now. And I don't wanna leave it. Whoa, whoa. Doamne, doamne. De unde le scoate pe astea? Și eu am prins melodia asta, dar mi se pare așa cum s-o ții minte. Da, da, furdia a însoțit-o pe Samantha Fox. E, bine, nu toți am fost așa norocoși. Da, dar numai pe mine m-a popat pe buze în 95 la Sala Palatului. Samantha Pentru că Fox? Eu copii la Sala Palatului 95 eram prezentator. Și când a intrat ea, doamne, ladies and gentlemen, ce dar cum ai, dar ce, ai pre... ce prezentai, da? Miss World. Finala Miss World. Finala Miss World. Și la un dat, invitată Samantha Fox. Mă uit așa, o văd, de obicei verific, am o chestie, mi s-a întâmplat odată să zic un nume de artist pe când eram prezentator și respectiv nici măcar nu eram în culise. Și de atunci, de fiecare dată, ca să nu mă fac pe prostul, da, 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 știu ce zici. Check, ok. Doamne, ladies and gentlemen, ca să înțeleagă și ea, pentru că româna încă nu era Samantha Fox puternică în ea, ea vine, oarecum mă apropii de ea, nedându-ne niciunul la o parte, da, ea înțelege altceva, vine la mine și îmi trage o sărutare. Nu cred așa ba ceva. Da. Nu. Dar și Samantha Fox era... Era... Avea un parfum, era bine, da. Și ca să înțelegi cum trece timpul și ca să înțelegi că eu sunt legat oarecum de România au talent. Așa. Colegi? What? Ce făceați voi în urmă cu 12 ani? Ce făceau ei în urmă cu 12 ani? Da. Eu fac pariu că ăștia tot cântau, că n-au. Eu cred că ei s-au născut, mă, fiecare. Răspunsul s-a corect! Pian. Vot, voi nu încetați să votați. Ia uite, mă, ce tineri erau, bă, băieți. Următorul invitat al acestei serii. Ați venit, da? Bine cunoscut al showbizului românesc, ce s-a impus de la începuturile sale prin dezinvoltură. Și dai un live ăsta. Ăsta e o semifinală, că... Muzica e viața sa, pentru că așa îi spune inima. Inconfundabilul Horia Brenciu! Atenție, figură! Din ce an e, mă, ia? 2011. Chiar primul sezon, cum ar veni. Ce vorbești, mă? Ia uite-l, mă, mamă. Uite-mă, băi, oprește aici, băi. Oprește stop cadrul. Stop, stop! Ia. Poster, direct. Poster, mă, direct. Ia du-te tu la Craiova cu Pavarotti. Dar ce avea Pavarotti tânăr? Băi, de capul meu, da. Băi, 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 bă, dar n-avea un rid, ești nebun. Ia uite ce e acolo, frate. Ce vrei să spui? Că acum ești prim. Eu n-am zis, mă, nimica. Deci fii atent, și acum trec la capătul melodiei. Fii atent, uite, ăsta e singurul cadru cu voi Dani, trei. Mă, Dani, ori Dani Eftime, ori ăsta eu e singurul scopa. Cadru cu voi trei, auzi? Atâta. Deci două cadre cu toată piesa, eram numai pe noi. Păi da, final. Mă. Hai, mă. S-a blocat, mai bine că s-a blocat, zic eu. Live. Dar uite-te acolo, noi cât eram, zici că suntem pe o măsuță, pe o măsă de bucătărie, Andrea. Dintr-un... Super serios, nici o glumă să-mi ajute. Da, pac, și pantalonii zmeneau turnați, Horia. Turnați zmeneau pantalonii, jur. Dar tu ai văzut cât ne implicam noi, mă? Cum dansam, tu n-ai observat juriul ce da, făcea? Ba da, m-am observat perfect. Da, ai văzut că eram trei oameni la știi cum sunt măsuțele alea de așez trei pitici la ei? La ele, știi? Părea da, așa da. Că e o măsuță luată dintr-o bucătărie mai de-aia mică de pe o garsonieră de pe vremea lui Neanicu și aia era masa noastră și au zis, bă, trebuie să încăpesc toți trei. Deci eram așa, așa stăteam, înțelegi? Andra săraca nu putea să respire, apoi ce nu, bă, dar nu mai pot să respire, dați-vă mai încolo. N-avem sora mea unde că nu mai ajunge. Băi, vreau să spun că trioul pentru mine este formula câștigătoare. În jazz. În jazz, da, sunt de acord cu tine. Nu, că după aceea în jazz, după aceea... Știi ce se gândește un trio după ce termină repetiția? Ne-ar mai fi trebuit unul. Unde-i solo? A, am asta. Lasă. Myers a zis foarte bine. Trebuie să fim puțin mai mulți. Dar asta nu contează. Problema e că acolo, 3, era, nu știu, tripleta de aur. Știi? Nu degeaba 3 numărul perfect, o schemă de asta, un triptic de asta formidabil. Acum 4,
Careu, direct. Careu. Chintă Royală, doamne și domnilor, iar acum, întrebările. Băi, încă mai am de răspuns. Nu, eu tac din gură. N-am fost suficient de convingător, mă nu, huria. Nu, că acum... Băi, vreau și eu o chestie să... Dar ar fi, acum eu să-mi iau zborul, dar așa cum mergea scrisul la Star Wars. Perfect. Razant pe sub grinda aia pe acolo. Pe sub grindă, pe sub grindă, foaie verde și oglindă. Prima întrebare. Cine a scris piesa asta? Gershwin? Nu. Nu. Îl cheamă Scott Joplin. Și de fiecare dată, mi se pare formidabil în epoca ragtime-ului, bă, ăsta a scris o piesă, că, bine, am învățat-o prima dată la pian asta. Și mi s-a părut, cum zice piesa este, îl întreb pe profesorul meu de pian, de acum 20-30 de ani. Și a zis aia. The Entertainer. Ăsta trebuie să fiu eu. Da? Da. Tare. Munte sau n-am mare? Bă, mi s-au mai pus întrebările astea și mi-e foarte greu să aleg. Tai! Nu! Tai de întrebări. Mare cu munte ieșind din ea. Dacă asta, tot vrei. La asta nu mă așteptam. Da. Acum încep întrebările mai grele. O săptămână de snowboard sau o seară în care să pui muzica alături de prieteni? Na, Andy, să Alexandru știi că într-o Aurelian. Săptămână de snowboard cred că sunt și vă trei seri în care pun muzica alături de prieteni. Cel puțin la straje așa mi se întâmplă. Deci oamenii mi-au pregătit acolo la un apreschis sus pe munte la un bărăt. Deci am mixerul pregătit, mă. E pe da. Genul, bă, când ai tu chef, te înfigi aici Ale, și dai drum. Adică, mă, ești hai să chemăm pe Andy. De ce, mă? Băi, fie de aici, dacă îl încăm pe ăsta, face trei locuri în același timp. Care, mă? Bă, snowboard, toată lumea se... Bă, cum face? Pune muzică și din când în când oprește muzica și bagă o muzică și cântă, începe să cânte. Nu, nu, n-am mers până acolo. Nu, dar... Poate, poate fi surpriza de anul ăsta. Se simte bine, păi, da, mă, că avem imediat la purtător. Apropo, TV sau YouTube? Depinde de context, să știi. Ah. Sunt medii diferite. Apropo TV pe TV. Așa. Știi care e chestia? Aș zice YouTube și spun și de ce. Pentru că în YouTube ai libertate nemărginită. De exemplu, eu în Apropo TV, dacă tu vii acum și scapi un nume de ceva, eu trebuie să-l maschez pe ăla, să nu știu ce. Pe ăla altul nu pot să-l invit că el are contract cu Antena 1 și n-are voie să vină la Pro TV. Tot felul de situații de astea. Păi YouTube e libertate. Vine cine vrea, pleacă cine poate, știi cum e. Bașca, cum să zic, rigorile pe care le ai în televiziune, care înseamnă că după 20 de minute e gata, trebuie să... Totul trebuie încadrat doar în niște forme. Ori în YouTube, păi până acum noi eram... În fine, nici n-ajungeam. Nu ieșim din emisie, mergem mai departe cu întrebările. Concert sub Carpați sau festival de jazz? Bă, zic concert sub Carpați într-un festival de jazz, că asta e foarte plauzibil. Da. Nu se poate așa, nu se poate, nu se poate. Am fost la, până acum de 15 ani la Norsi Jazz, concert sub Carpați, mă, că am văzut la festivaluri da. De jazz de n-am treabă. Oricum mă, merg vara asta din nou. Unde, mă? La Norsi Jazz Festival, la Rotterdam. Adică mi-am luat biletele ca să asta voiam să spun. Eu o să stau cu kite-ul, pe kite, pentru că nu o să mai... Adică trei zile, mă, atâta doresc să festivalul Horia. Vântul o să mai atât de sus, încât nu o să mai ajung deloc jos. Mergem mai... Sorry! Scuze-mă. Yes. Mergem mai departe. Alpi sau straja? Alpi sau straja? Da. Straja, mă, când alb mă duc când vreau eu. Noi suntem români. Băi, dar vorbim de... Dar vezi, mă, cum e politically correct, mă, ambele. Straja, mă, normal. Bine. Mașini electrice sau pe benzină? Bă, nu m-aș grăbi să schimb aia pe care o am, care e pe benzină. Mă aștept că am auzit... Deci curând am citit. Că? Ministrul Energiei din Germania... se gândește foarte serios să raționalizeze încărcarea mașinilor electrice, pentru că dau peste cap consumul de curent electric din Germania. Fiecare veste vine cu ceva plus, deci ceva știu minus. Ce să zic acum, cum e cu... Eu întotdeauna am încercat să fac un exercițiu și să-mi imaginez orașul München. M-am gândit doar acolo, că am zis că, bă, e oameni care își permit. München, când se întorc oamenii ăștia de la birou și pun toți mașinile la încărcat odată. Da, toți, nene. Era pe gen, bă, voiam să
îmi fac și eu un espresso sau ceva, mai merge la prânzărimic. Uite, uite, uite de la geamul ăla, uite o lumânare, uite o lumânare. Da. Mi-aduc aminte de vremurile dinainte. Știi că japonezii joacă pe degete mașini electrice de 15 ani, adică n-au nicio problemă, genul hibrid, alt gen de hibrid. Da, au energie de la Fukushima. Înțelegi? Și au făcut niște calcule, au ajuns la o soluție care era sustenabilă, dacă era cu niște baterii care se puteau înlocui, adică standardizau bateriile, se duceau, cum ar veni astăzi la PECO, să te duci să pui combustibil, te duceai și venea ceva, pac, scotea bateria veche și ți-o punea și în timpul ăsta ea intra pe un circuit și se încărca încet. Și erau multe puse în joc și tu atunci puteai să faci schimbul repede. Mie așa... Ai văzut vreodată în Japonia? Nu, n-am fost, nevastă mi-a fost. Da? Da, da. Cât a stat Olivia în Japonia? Cred că peste o lună. Pe bune? Da, da, când era foarte tânără. Și acum noi putem să mergem, când suntem încă tineri. Teoretic, da, putem să mergem, da. Practic, trebuie să ai tu mă inviți. Trebuie să ai tu pauză între concerte. Atenție, o întrebare destul de dificilă. La România au talent. Da. Romanian, ga talent, din franceză. Atenție, aici ai mâncat un hamburger. Da, 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 da. Unde? Era și asta o reclamă mișto în care făceau. Ah, mi-aduc aminte. Era unul care era danez sau ceva și învăța limba engleză. Nu era danez, era Steve. Cine? Da, știi reclama cu aia când făcea și făcea hello and good evening. I need a, nu știu ce, și era o băutură, o cerea tot și o cerea, el avea căștile în urechi și cerea într-una și ăla îi tot dădea jos de pe raft, înțelegi? Și la sfârșit, când i-a dat și ultima sticlă, disperat și el făcea hello and good evening. I would like one squash. Se chema băutura aia. Și el făcea, și eu dădeam și pe ultima și zicea, are you finished? Și el făcea, no, I'm Danish. La România au talent. Apreciez mai mult un număr de magie, unul de striptease sau unul de muzică? Cred că de muzică. Te credeam mai bărbat. Tablou sau graffiti? Care e mai frumos? Băi, de mine, nu mă n-o scos la capăt. Păi acum, sincer, am la birou și nu, un tablou superb al lui Obi Platon, dar am și execuții de graffiti foarte frumoase. Bun, de ce problemă? Am mag de cojucul tău. Da. Cea mai bună trupă rock din istorie este? Nu există cea mai bună. Deci, nu există, mă, cea mai bună. Mie poate să mi se pară astăzi că cea mai bună. Dacă îl întreb cum mă cheamă pe mine, s-ar putea să nu aici așa. Lucrurile sunt limpezi. Eu pot să zic acum că cea mai bună trupă din rock din istorie mi se pare mie în momentul ăsta Led Zeppelin, dar nu, adică e o părere subiectivă, până așa mi se pare mie. Altul poate să vină să zică pleacă, mă, de aici, păi Metallica, păi da, altul poate să vină să zică Queen, uite. Queen și cu cânepă. Mergem mai departe. Da. Și piesa lor care îți place ție cel mai mult de la Led Zeppelin, se numește? Care îmi place cel mai mult? Immigrant Song, na, uite, am dat una. Bun. Așa. Tort de ciocolată sau de înghețată? Tort de înghețată. Vikings? Aici e ușor, zi. Nu, aici nu e ușor. Vikingii, Vikings, da? Sau Squid Game? Bă, Vikingii, mă. Mai ar pe vechi, eu merg pe vechi, tată. Era și o crismă în Cluj, s-a închis, din păcate, dar... Da, era sus acolo, da, mă, sus acolo și deschise până noaptea târziu. Da, mă, bineînțeles. De ce au închis-o? În studenții, acolo, unde e frumos. Două, doamne. Și îți dădeau niște porți sănătoase de... E, marele... De iubire. Marele atol acestui restaurant era că era deschis non-stop, era toată noaptea. Oricum se mergea începând cu 3-4 dimineața. Doamne, un fel de șorle românesc, dar acolo mai se rustic. Orice seară, de electric castle. Da, 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 cu dita mai... Da. Când eram tineri, Cristiane. Fii atent aici. Ia. Perversul eu. Lovește-ne. Wednesday sau Emily in Paris? Bă, Emily in Paris. Merg pe... Hai, bă, alo, alo, alo. Vreau să te surprind. Păi, nu am mai surprins. Păi, revină, mă, bă, alo. Dă-mi-l pandi înapoi. Hai, dă-l în coapă. Deci vreau, da. Nu, eu trebuia să zic așa, rea întrebarea asta. Te rog frumos, da. Mi-am lăsat aminte acum, zi. Nu, trebuia să faci altă întrebare. Nu, zi. Wednesday sau Emily in Paris? Ramon, din 3 februarie. Stai iar! Acum o întrebare, ultima întrebare, dar foarte puternică. Da. Nu-ți cer să-mi dai un nume. Ce să te gândești înainte de a-mi da un nume? Perfect. Cel mai bun jurat de la emisiunile de talente din România este? Exact. Exact. De departe, de când am început nici eu acest nevoie pot... să mai insiști, că oricum toată lumea s-a gândit la același nume. Absolut.
Niciodată n-aș fi crezut că aceste întrebări pot fi o corvoadă pentru mine. Ei bine, s-a întâmplat. Andy Moisescu mi-a demonstrat acest lucru. Deci, numai în viața mea nu o să-ți mai pun nicio întrebare. Și nu o să-ți mai dau răspunsul. Și nu o să-ți mai dau niciun răspuns. Am un cadou pentru tine. Aoleu. Da. Acesta este cadoul meu pe care domnule Cuza ți-l dau cu drag. Ce vorbești, mă? Păi dar din dar se face rai. Dar din dar. A trecut atâta timp de când a început televiziunea asta în epoca modernă. Spune-mi o chestie. Cum putem să ținem timpul? Cum putem să fie al nostru? Să nu treacă atât de repede. Mie mi se pare senzațional de și cu atât mai mult, apropo de discuția pe care am avut-o despre televiziune. Așa. El trece acum mai repede decât înainte. Păi asta pentru că ne maturizăm noi, Horia, ca să nu zic că... Vorbesc serios? Da, da. Adică da. Eu când am fost acum 30 de ani, nu simțeam deloc cum trece timpul? Nu simțeai că nu te apăsa cum te apasă astăzi. Și mie mi se pare că timpul trece tot mai repede. Adică aveam vremuri când mai simțeam așa câte ceva, nu știu, mai număram zilele într-o vacanță, mai... Parcă era o diferență între revelionul ăsta și revelionul celălalt, știi? Sau între vara asta și vara cealaltă. Dar acum mi se pare că toate sunt durează o fracțiune de secundă. Ieri ne vedeam la revelion. Azi plec într-o regată și vorbind de o cursă care poate să dureze 24 de ore, mă bucur de ea, adică să nu mă înțelegi greșit. Tu stai 24 de ore pe vas? Da, dacă e nevoie, da. Tu dacă durează cursa 24 de ore, stai 24 de ore, da, sigur. Poți să stai și o săptămână. Și vasul are toate necesare? Da, 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 da. Barca are, velierul are de toate, da, are tot ce trebuie. Deci nu mor de foame și nici de sete și nici nu ești pus într-o situație indecentă. Nu. Dulce are? Ce să aibă? Dulce. Eu cred că nu există... Zinu. Eu cred că nu există velier, cel puțin în Marina Limanu, care să n-aibă ceva dulce la bord. Nu are dulce. N-are, Horia. Am eu! Am eu dulce. Trebuie să vă zic că îmi dă Horia un mesaj, mă. Băi, mă rup. De acum citește mesajele pe care le-am dat eu. Hai, nu fi mă, unul singur, mă, unul singur. Nu ăla cu influențe sexy. Ălalt cu... Nu, mă, unul singur, trebuie să-l citesc, că e prea frumos. Stai să văd unde e. Că-mi scrie el, mă, cum să... Te rog să nu mănânci mult înainte de a veni la filmare. M-am și gândit, ce-o vrea să zică, mă, asta? Zic, m-am gândit că e ceva, zic, mă bagi la proba cântarului sau... Da, este singurul podcast din România care oferă o varietate complexă a situațiilor. E pensiune completă. Da. Nu, Demi. Asta este o prăjitură pe care am făcut-o eu. E pensiune completă, că e cu tot. Am făcut-o eu, se numește... Are mai rău să știi ce-a pus. Auzi, mă, dar spune-mi o chestie, Horia. Te rog. Ultima oară când ne-am întâlnit noi la un eveniment, da? Tu evitai segmentul ăsta. Eu am cerut ceva dulce, mi-aduc aminte. Și tu ai protestat. Bă, nu e normal, nu e în regulă, te rog eu frumos, nu termine cu așa, nu vreau să le văd. Era seara. Și acum e seara. Spre dimineața, așa cred. Bine, îți dai seama că la început a protestat și după aia când ne întorceam cu spatele toți... Ce era la... Între dinți, ne spunea, înțelegi? Mi-a perit cheful de dulce, să știi. Vreau să cânt cu tine o melodie, nu mai cânt. Vă mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori. Băi, nu s-a atins, mă, dacă puteți să credeți. O noapte întreagă, băi, era un regal al dulciurilor pe masa aia noastră. N-am văzut atâta tărie de care. Am vrut. Am deci vrut să-mi nu s-a atins, frate, nu foarte s-a atins bine. De nimic. Vezi cum vrea să cânte? Deci jur, nu s-a atins pe cuvântul meu. Nu știu ce era la el în cameră. Băi! Gata, nu-i... E podcastul cu Andy, nu cu Horia. Așadar, stimați urmăritori, una și cu una fac două. În noiembrie ne așteaptă un spectacol. Fără doar și poate. Nu datele puteam să împlinesc 30 de ani de viață în această societate românească de televiziune fără ca la concertul respectiv să vină Andy. Bineînțeles, voi avea și dulce, felul întâi, 2 și 3 cabine, pe fiecare cabină. Iar când va veni pe scenă... Adică cele două cabine, că atâta s-a lăsat la palatului. Așa. Într-o cabină va fi baletul, pentru că celelalte cabine vor fi ocupate de Big Band. Datele sunt fixate? Da. Care sunt ale? 24, 25. Noiembrie. Noiembrie. Să nu uităm aceste date, să le trecem de acum în calendar. Să trecem în calendar. 30 de ani... Biletele sunt deja puse la vânzare pe iabilet.ro. Da, s-au vândut deja. Au mai rămas câteva măcar? Ba da, au mai rămas.
spectacolul este dorit să se înceapă. E de dorit să înceapă la ora 19 uite, și 30 asta, de minute. Uite, asta e ultima întrebare, jur, pe care ți-o adresez astăzi. Peste foarte puțin timp, peste 2 ani de zile, da, dincolo de 2024 când o să faci nunta de pe Ruzea, da, tu în 2025 vei sărbători 30 de ani de televiziune. Da. De prim... Bă, tu cânti Bryan Adams aici, mă? Ce vei face cu ocazia acestor 30 de ani? De unde să știu, Horia, ce o să fac eu pe 2025? Fii atent, mă, uite, fă un efort. Cum? Fii atent. Băi, anul ăsta fac 30 de ani. Faci o petrecere? Eu am imaginație uneori prea bogată. Mie de asta mi-e frică, adică nu, eu, gândurile îți dai seama ce am în cap. Dar eu nu vreau să le verbalizez. Bun. Alo, bună ziua, cârciuma Șarpele Roz, că s-a dat. Nu mai e. Nu mai e nici roșu, nici, nici roșu, nici roșu, da, da, da. Șarpe, vin acolo. Ce masă să rețin, domnul Moisescu? Și tu ce zici? Pentru 30 de ani? Da. Reții o masă sau tot localul? A, nu, le-am eu pe astea cu... O masă. O masă. Și pe cine? O masă discretă. Da. Masă mai. Și pe cine inviți la masă? Bă, la 30 de ani de televiziune? Da. O masă discretă, retrasă de 80 de locuri. Băi, deci eu de fiecare dată am zis că Andy este uns cu toate calitățile și cu toate alifiile. Ca să știți foarte bine, păi, cum să trebuie. Păi am gândit cum să, pe cine inviți la 30 de ani de televiziune? Păi inviți pe aia primii 80 cu care le-ai făcut pe toate, pe alea, nefăcutele, ca să da, zic așa. Să se pregătească restaurantul Șarpele, orice șarpe ar fi acesta, orice culoare ar avea acesta. Să fii sănătos și să ai un an frumos. Doamne ajută, asemenea. Luca și David să te bucure atât cu podobele lor capilare, da, cu alea și deja, cu sporturile pe care le fac, dar și cu adolescența lor care se dezvoltă din ce în ce mai pregnant. Îți dai seama. Stai parte de nurori frumoase. Și... Am ajuns deja acolo? Oho, imediat. Da. Voi la tine că mai e doar câteva fire de păr care nu sunt alb încă. Deci, mă gândesc să-ți doresc de pe acum să ai parte de nurori frumoase. Nepoți? Hai zici de nepoți ceva, da? Să ai nepoți. Olivia să fie o bunicuță înțeleaptă. Da. Și ne vedem... Cred că o să fie prima bunicuță de n-o să dea dulciuri copiilor. Știi că, în general, bunicile plecare la dulciuri. Draga denică mea, Olivia, noi n-am mâncat nimic. Aceasta e doar butaforie. E prof. Dar ce nu știi tu, Horia, este că prăjitura asta pe care ai adus-o aici este o prăjitură raw vegană. Exact. Care conține și morcovi. Adică de-aia zic că e raw vegană. Pe-aia locuri. Băi, e raw vegană asta? Da, mă. E raw vegană, conține Băi, și morcovi. Băi, e raw vegană asta? Da. E bestială. E absolut bestială. Mai ales partea asta. Partea asta de sus. Ai gustat-o, Cristian? Guși puțin. Lasă-l, mă, lasă-l, mă. Care... Are de cântat. Are de cântat, mă, bă, lasă-mă. Așa. Foarte tare, ro-vegană, mă. Ro-vegană? Ia să-l ro-vegan. De muzică. N-o să-l las. Hai. Cine câștigă România au talent, ca să știu și eu? Cred că cel mai bun. Perfect. Deci, fii atent, toate întrebările tale au fost soluționate de răspunsuri foarte frumoase. Deci, bă, eu sper totuși că românii au talent, va fi câștigată de cel mai bun. Auzi, nu de un totdeauna concurent. S-a întâmplat așa, să știi. De un concurent. Da. Da, să spui asta corect? E o chestiune absolut subiectivă. Că oamenii se îndrăgostesc de... Se îndrăgostesc și de poveste, întotdeauna, bineînțeles. Băi, Horia, tu crezi că am avut timp să mă pregătesc, mă? Aoleu, ai cântat piese în prima audiție astăzi și tu te oprești d-un jot, nu, ca întreg al Iotmanul? Nu, dar aici e vorba de o piesă unde nu prea aș avea voie să greșesc aici, că dacă greșeam la What a Wonderful World, cine s-o spăra? What a wonderful world. Ce trebuia, mă, să am un... Nu joci,
Așteptam finalul de măsură, fian. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa. Pare că ai cântat-o de 10 ani. Ca un fulg în palma ta. Pentru mine, pentru tine, n-ar fi prea puțin. Ce vorbești, mă? Nu caut cuvinte greu de înțeles. Come on, baby. Nici multe. Auzi, mă, că se zice sus. Motive ca să iubesc. Și acum refrenul soft, fii atent. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Sigur. Cer albastru, eu și tu. Mie de ajuns doar muzica. Știu. Mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Și acum toată lumea de registrare, come on! Pentru voi, Adi Moisescu, alături de Cristi, Edi, alături de Sergiu, alături de Furdi, David Cărneață, Andrei Șefu, Ducu, Gărăzvan, hey! Bine! Băi, Adi, fii atent cum se treaba. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Da, da, ne-ți îmbrăzit. Îmi place tu așa cum ești. Mai spune. Când mă ceri și când mă ierti. Și speranța, și speranța că nu te vei schimba. Nu, 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 nu. Terminam intervenția noastră de la România au talent cu na-na. Eu treceam peste na-na, na-na, na-na. Și eram de mult în publicitate. Nu mă râd. Na-na, dar Horia a insistat. Mona urla la el. Gata mă, bă, gata mă. Niște afară de mult care îmi simt. Na-na, na-na, na-na. Na-na, na-na, na-na. Na-na, na-na, na-na.
Thank you very much. Thank you. Doamne și domnilor, urmăriți autograful imediat al lui Andy pe acest plexiglas, că atâta ne-a mai rămas. Bine. Bac! Să copieze adresa pentru bancă. Asta e bani. Urcă-te pe mine, simte-te mai bine, simte-te mai bine. Ai iubit-o, nu mă mai lăsa, Andy să știe de partea ta. Cât aș vrea să te întorc din drum, să spun că podcastul este bun, și aș vrea să spun că noi suntem deștepți, deși părem foarte neatenți. Ai, 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 dă-i înainte cu tupeu. Și de azi înainte vinem și la divorțuri. Eu cred că acolo o să aveți succes mai mare. Mulțumim frumos! Noapte bună! Bună, Brenciu! Încă un motiv să spunem că românii au talent!